situație specială. Președintele ales, domnul Rodulic, am înțeles că are problemă medicală. Da. Deci presupun că urmează să facem alte propuneri, să punem la vot pentru a avea astăzi un președinte de ședință. Aștept propuneri. Propui, domnul Grânceanu. Nu sunt stare, domnul... Dar chiar serios acum. Haideți să fac eu o propunere serioasă. Domnul Dămo. Deci, domnul... Serios, domnul. De o fost, domnul. Aha, primul fost. Da, da, corect. Haideți să faceți aia. Părerea mea. Deci... Nu este obligatoriu pentru toată lumea sine. Dacă omul nu vrea, n-ai cum să corești. Deci, cum nu trebuie să fie fiecare? Nu este... Nu se... Nu trebuie să fie la rând. 25-50, nu. Nu. Păi și dacă vă confruntați cu problema să refuzi fiecare, ce faceți? Cu cine puneți președinte, domnul Sfânt? Suspendăm consiliul. E clar. Da, ne facem alegerea anticipată, da, da, vreți să facem soluția. Da, da. Dacă nu găsăm un președinte între noi... Nu cred că ajungem chiar până acolo, cum e o situație, dar până trecut, din cât știu, a mai fost propusă doamna... Nu vrea, nu vrea, nu trebuie. Doamne... Propunem. Am două propuneri. Domnul Vrânceanu, așa, și domnul Costică Midica, am înțeles, da? Da. Acum să punem la vot... Vrânceanu nu vrea, domnule, prima propunere. Dacă omul nu vrea, nu poți să-l obligi. Da, da. Deci, mai interesant până mă... Deci a spus că nu vrea. Nu ai cum să fii consilierul, faci să refuzi să fii președinte din ședință. Da, da. A spus la altă dată. Pot fi la de exemplu, eu n-aș putea să fiu astăzi președinte, că nu o să-mi trăsca de ședință. Nu astăzi, dar peste 3 luni. Bine, înțeles asta. Dacă omul o să simte stare, o zis... Vă propune pe domnul Dan, dacă acum. Care n-a fost președinte. Sau doamna Teme n-a fost. Deci, schimbăm în domnul Dan cu propunerea dumneavoastră? Bun, atunci haideți să punem la vot propunerea domnului Dancă. Încet, așa, o luăm încetitor, este timpul. Hai, sunt 2 ani, avem tot timpul să... Să ne acomodăm. Mai venit orașul încă o dată celor care au fost. Cel puțin o dată, nu? Da, începem? Deci, dăm citire ordine de zi, da? Ședința ordinară din data de 22 martie 2018. Suntem invitați la să participăm la lucrări în ședința ordinară a Consiliului Local, Urgești, având pe următoarea ordine de zi. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 pentru investiții în anul 2018. Inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău a orașului Comănești. Inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce se pot executa de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social pentru anul 2018, inițiator viceprimar Temea Lumnița. Punctul 4. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2017 de către primarul Comunei Borgești. La punctul 5. Întrebări și interpelări. Deci să supunem la vot prima dată ordinea de zi. Abținere, votul împotrivă? Să supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă are cineva obiectiv față de procesul verbal. Eu vreau doar să sunt fericit cu domnul secretar. Un proces verbal foarte bine cu domnul. Mulțumesc. Sper să... Atunci când vor fi anumite probleme, sper să am și parte din indulgență.
Da, acum am ușor și tare. Nu mai faci și pare rău, domnul Claudiu. Felicitați! Ce sunt probleme? Sunt că nu sunt. Nu, chiar e bine. Nu, chiar e bine. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizării unei sume din incidență bugetară bugetului local de exercițiu bugetar pentru 2017. Da, eu am să vă prezint expunerea de motive, iar la întrebările post-tehnice o să am invitat-o cu doamna portabil pentru a ne putea răspunde din punct de vedere al contabilului. Deci, expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume de excedentul bugetar local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 pentru investiții în anul 2018. Propune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre promovat în baza raportului specialitate a compartimentului de contabilitate, înregistrat la Primăria Comunei Hodești sub numărul de 1878 din 15.03.2008. În conformitate cu ordinul Ministrului Finanțelor, publicat de monitor oficial în decembrie 2017, au fost aprobate în ordine metodologie privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2006. Urma stabili rezultatul exercițiului bugetar local pe anul 2017 a rezultat un excedent al bugetului local în cuantum de 7.115.246,478 lei. Suma confirmată de către Trezoreria Bacău. Potrivit prevederilor articolului 58 al legii numărul 273 din 2006 privind finanțe publice, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la articolul 6 litera a celor exceptate la articolul 6 litera B și al transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se raportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative astfel. Casul de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între venitul și cheltuieli, până acum am mulțumit Dumnezeu nu și nici n-am vrea, pentru acoperirea definitivă a eventuale deficite ale secțiunilor de funcționare de dezvoltare, după caz la sfârșitul exercițiului bugetar, nici această caz. Deci noi suntem pentru punctul A. Având în vedere faptul că la nivelul Comunei Hodești se află în derulare obiective aferente secțiunii de dezvoltare demarate în exercițiul bugetar 2017 și pentru care termenul de finalizare este prevăzut pe parcursul exercițiului bugetar 2018-2020, precum și programele și proiectele care sunt aprobate în lista de investiții pentru anul 2018, se justifică utilizarea din excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017 ca și sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018. Lucrările de investiții care vor fi suportate din sume din excedentul bugetar utilizate pentru secțiunea de dezvoltare sunt următoare. Pentru proiectul de alimentare cu apă, canalizare și stație de curare în satele Săvădor, Recea, Galezi, Decătorul Dești, Decătorul de Jos, Bazga, Comuna Hodești, Bărbacou, 4.539.000 de lei, avans primit de la Uniunea Europeană și AFIR în anul 2017. Suma care se va reflecta la capitolul 7002, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2018-2020, conform articolul 58, indice 3 din legea 273/2006. Și al doilea obiectiv, achiziția unui buldo excavator pentru întreținerea drumurilor și spațiilor de comuna Hodești, județ Bacău, în sumă de 331.206 lei, sumă care va fi luată sub formă de împrumut din excedentul bugetului local al anului 2017, care se va restitui la finalizarea proiectului. Suma totală pe care prezentul proiect de hotărâre venit cu propunerea dumneavoastră de utilizarea acestor sume este în total de 4.870.206 lei. Deci, urmare, propun spre analiză și aprobare acest proiect
în vederea utilizării acestor sumele neșegând bugetul local, rezultat la încheierea anului 2017, pentru investițiile din anul cele două investiții deocamdată din 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în suma pe care cele două sume, suma totală de 4.870.206. Vă mulțumesc și mult și problemă tehnică, am spus cu doamna contabilă, vă pot răspunde și eu un... Comisia juridică a vis favorabil. Comisiile celelalte? Favorabil la vizul domnului. Cine se scrie la cuvânt? Referitor la achiziționarea buzdoi excavatorului, întrebarea este, spuneți aici că suma va fi restituită la finalizarea proiectului. În acest sens există un protocol, un... Da. Ce modalitate? Prin ce un acord? Deci, bănuiesc că trebuie să existe un acord. Haideți să vă răspund. Deci dacă alimentarea cu apă, canalizare, este venit, banii sunt veniți sub formă de avans, de la AFIR, așa cum a spus, din anul trecut și vor veni înapoi, așa. S-au dus în excedent și vor veni înapoi. Pentru achiziția buldoi excavatorului va fi, deci dacă prima sumă este definitivă, este alocată, pentru buldoi excavator este sub formă de împrumut. Deci noi facem un împrumut pentru secțiunea de dezvoltare, pentru achiziția respectivă, iar din momentul achiziției, când vom prezenta situația la AFIR, ne se vor da suma și se va reîntregi fondul de excedent. Bănuiesc că AFIR-ul, cum spuneți dumneavoastră, o să și asumi responsabilitatea restituirea acestor bani printr-un contract ceva. Contractul de finanțare este semnat. Deci contractul de finanțare este semnat. Numai că noi trebuie să facem achiziția, iar ei, în funcție de documentele depuse, adică ideea este, m-am interesat și eu ordinea, trebuie respectat proiectul. Dacă proiectul spune o lamă de 2 metri jumate, nu poți să iei o lamă de 5 metri, mai înțeles? Și documente justificative se vor depune la AFIR și apoi AFIR-ul ne vor vira bani în cont, iar noi vom duce înapoi în fără de excedent. Am mai avut acest caz la modernizare iluminat. Da. Fotovoltaic și... Deci dacă cealaltă este definitivă aia, nu pentru apă și canale, aici direct cu dedicație, asta o folosim ca și împrumut, să putem să achiziționăm bunul și apoi să prezentăm activ la AFIR și să ne dea fum, să ne dea banii AFIR-ul. Domnul Domnul, am văzut că a fost inițiată peste apă procedura de aprobare a contractului pentru proiectare și documentație tehnică. După aceea să vă întreb care este situația, dacă avem deja o persoană definitivă care nu, a fost atribuită, care ar fi atunci un grafic? Da, sunt câteva transversări. Să înțeleg că avem deja o contestație. Eu am un pic de în toată chestia asta. au fost ofertați pentru efectuarea proiectului, eu spun greșeală tehnică, dar până la urmă nu au văzut, am fost nemulțumit cu privința asta. Din contul pe care, lista de conturi pe care finanțele publice ne le-au dat, s-au greșit cu o cifră la un cont. Și în momentul când ofertantul respectiv a verificat contul, s-a văzut în momentul ăla că contul respectiv nu era alocat toată chestia asta. Ce să înțelegi, că se reia toată procedura? Nu. Deci, numai partea asta la altă de... Deci noi am refăcut toată, dar durează încă o săptămână, dar am prelungit, am solicitat prelungirea termenului cu o săptămână pentru a ne
a ne face hârtia cu am făcut adresa și am revenit cu hârtia corectă de la trezorerie, de la finanțe. Am înțeles. Banii aceștia pe care noi aprobăm astăzi, da. Există un plan cu ce urmează să cheltuie cu ei? Da. Pentru anul în curs? Deci noi suntem acum la faza asta, după ce terminăm, pentru achiziție de PT-ul. Deci, proiectul tehnic, să facă proiectul tehnic. Apoi următorul pas pentru achiziția execuției. Deci sunt, practic, scoatem separat. Fiind două proiecte mari, scot separat. Proiectul tehnic în prima fază, n-am făcut proiect... Vorbim pe date oarecum concrete, când estimați că va fi partea de execuție scoasă? La... Execuție, eu, din modul de lucru, cred că am ajuns undeva în toamnă. August, septembrie. Am înțeles. Atât, mulțumesc. Domnul președinte. Domnul președinte, stimați colegi. Aș vrea, în primul rând, ca doamna contabilă să ne explice ce înseamnă la excedent. Și după aia să încerc eu să spun ce am zis. Ce înseamnă excedent? Înseamnă diferența dintre venituri și cheltuieli. Veniturile au fost mai mari. Deci, profit. Dacă era cu minus, era deficit. Asta știu. Da. A, vrea să știți dacă știi și doamna contabilă. Nu, nu, s-a întâmplat cu lumea ce înseamnă excedent. Dacă era curios, putea să întrebi. În cazul nostru, bani necheltuiți. Deci, asta am vrut și eu, dacă tot m-ați vățat. Noi suntem unitate comercială de avem profit. Noi n-am spus în deci cazul nostru excedent. Deci bani necheltuiți, doamna contabilă, excedentul înseamnă diferența dintre venituri și cheltuieli. Păi asta am spus. Deci, nu? N-am spus diferența dintre venituri și cheltuieli? Deci de ce am vrut să insist pe excedent? Asta nu știu eu. Pentru că este foarte grav pentru o primărie ca să aibă atâția bani la excedent. De ce? Pentru că banii ăștia puteau cheltuiți. Puteau fi cheltuiți fără niciun fel de probleme. Dar atâta ne-au învățat să-i adunăm, încât, de fapt, spune că nici nu i avem. Și ținem acolo, ca bunica cu 50 de ani, supernă. Și îi găsește în caz de șoare. Mai un pic să-mi termin ideea. Da. Nu v-am ce spune. Deci, sunt multe probleme care se pot rezolva în comuna Ordești. Eu știu că din excedentul ăsta se pot acoperi multe și multe chestii, dar de aici și până să ajungem, uitați, la excedent mai avem deja, cu toate cheltuielile se mi-a notat, 2.245.000. Și stăm cu ei acolo, nu îi cheltuim. Avem chiar 2.500.000. Sau 2.500.000. Mai vin și taxele și impozitele care o să le luăm de aici încolo, o să ducem iar la 7. Mare lucru să nu-i trezim într-o zi că vine o ordonanță de guvern și excedentul se duce la cei care știu să cheltuie aceia bani. Veniturile încasate, care le încasăm acum, deja sunt prinse în bugetul local pe anul ăsta cu ceea ce ne-a dat Consiliul Județean și Ministerul de Finanțe. Deci în cifra în care este sunt așa, ce este 600 de mii de, sau 6 miliarde ale noastre, prinse. Deci noi cheltuim și din banii, din veniturile noastre proprii. Nu că ăștia îi ținem la păstrare și se duc în excedent la sfârșitul anului. Nu. Și excedentul au fost rectificări de buget în luna noiembrie. Nu s-au mai putut cheltui banii, pentru că știți că se fac cu contracte cu aia și se pot să faci ceva cu ei, nu? Și automat că s-au dus în excedent. Da? Noi ne-am descurcat cu ce-a fost. Și nu ne strică acolo, domnul Crețu, 25 de miliarde, pentru că noi avem partea noastră de cheltuieli neeligibile care trebuie să punem noi 25 de miliarde la canal. Și decât să ne ducem la împrumut la bănci și să plătim dobânzi, îi lăsăm, i-am ținut acolo și o să avem, îi scoatem și ne facem... V-am spus și mă refer, să ferească Sfântul, să ne trezim cu ordonanță și să ne ia. Excedentul sunt de acord, să rămânem la 1.500.000. Mai mult nu. Și haideți restul să ne facem treaba. Sunt atâtea și atâtea probleme de rezolvat. Și la anul sau la anul celălalt, că noi trebuie să terminăm lucrarea în 3 ani de zile.
Și dacă noi nu mai facem excedent, ce doamna facem de la un miliard? Da? De la un miliard jumate la 25 miliarde ne ducem și împrumutăm la bănci și plătim dobânzi ca să ne punem mai... Și cu bănci, da. Să scurt, da, dar din ce? Pentru că dobânda aia trebuie să o plătim tot noi, pe cheltuiala noastră. E corect? Nici o societate de pe fața pământului nu se descurcă decât cu bănci, cu dobânzi și chestii de genul. Până și o primărie, dacă are o conducere capabilă, poate lucra cu bănci. Da, dar asta nu înseamnă că dacă noi ne-am adunat banii și îi avem acolo, că suntem incapabili. Nu vă faceți nimeni capabili. Domnul președinte, dați voie să... Să nu cădem în ridicol. Domnul Crețu, două răspunsuri am în toată chestia asta. Da, sunt de acord. Domnul cuvânt. Ah, mă scuz, mă iertați. Da. Deci, din nou, zic că vremea asta chiar a ținut cu noi, chiar dacă ultima perioadă a fost cum a fost martie. Nu pot o galbe după a mea, nu știu cum să nu, nu o să aveți probleme, nu vă văd ca anul trecut, după excavatorul, nu se mai poate. Domnul Crețu, parcă a spus că a terminat. Nu a terminat. A spus că a terminat? Parcă așa a spus. Schimbăm președintele, dacă nu au da, cel mai bun. Deci, ce vroiam eu, și cu asta termin, ca să nu mai plictisesc. Văd că se devine situația. Haideți, doamna contabilă, să încercăm să cheltuim bani. Părerea mea. Să cheltuim în folosul comunității. Pe bază de proiecte? Proiecte, păi tocmai asta este problema. Că noi stăm și așteptăm să ne facă cineva proiecte, să ne lișim. Ducă undeva, plătim atâția bani la personalul din primărie, încât dacă facem o socoteală ne cam speriem. Sau dublați salariile, nu? Știi toată lumea. La toată lumea. Haideți să punem osul la treabă. La toată lumea. La toată lumea. Nu am spus că nu mai e o parte. Am spus. Deci, haideți să punem osul la treabă și să facem ceva pentru comuna asta. Atâta am auzit. Acum îmi dați voie să... îmi dați voie, domnule, da? Da. Să răspund în două probleme. Da, e bine să cheltuim banii și eu de acord cu chestia asta, e munca nu neapărat a tuturor celor care au condus această unitate și pentru chestia asta foarte bine, dar ca să cheltuim, și cred că știți, nu cred că întrebarea ar trebui să vă întreb cum să pot folosi banii din excedent, că nu știu ce bani mi-ați putea răspunde, trebuie proiecte. Și ca să facem proiecte, durează. Deci dacă dumneavoastră putem ca să cheltuim, și cred că persoana când v-ați atrezat la doamna contabilă, hai să cheltuim banii, nu cred că doamna contabilă poate să cheltuiască de una singură banii. Da. Dar am spus-o. Nu, v-ați adresat lui doamna contabilă. Este proiectul de iluminare. Exact. Face parte din personalul rețeaua electrică. Ce nu face? De forța primăriei, nu? De acord cu dumneavoastră. Da. Eu am încă o dată. Deci fondul de excedent, ca să o luăm contabilicește, dacă așa, se poate folosi pentru investiții. Exact. Și nu o să vin niciodată decât cu cofinanțări sau cu toate avem aici, în care să vă aducem cu propuneri și împreună cu dumneavoastră, propuneri în bugetul local, nu putem să luăm, mâine vrem să luăm, mai știu eu ce, și hai să facem fond, încercăm, exact cum a zis doamna contabilă și asta, cred eu că conducerea actuală și cea dinainte, nu neapărat, nu ne bate cu bunul în pet, este capabil, eu nu aș vrea să ajungem în bănci. Una să te duci în buzunarul tău, pus deoparte acolo în caseta ta și să-i folosești și una să te duci la bancă, dacă tot o avem acolo și s-o adunat acolo suma respectivă. Eu așa zic ca idee. Care are părerea mea. Eu de acord cu dumneavoastră, asta e părerea mea. Da, o să-i folosim, nu o să zicem nimic, că ați văzut în sfârșitul anului 2016, am tremurat, deși să nu recunoaștem chestia asta, pentru că au fost comuni care le s-au luat. Dar dacă nu ne sperem chiar așa de mare, până la urmă avem cofinanțare la proiectul ăsta cu apă. Și atunci s-ar putea să mergem așa, ajungem în bănci la un moment dat. Și nu vrem chestia asta. Eu, din principiu, nu vreau. Noțiunea de bancă îmi dă un fior rece pe șira spinării. Asta vreau să vă spun. Și încercăm să facem în așa fel, cu banii pe care îi avem, să încercăm să facem și investiții, și obiective, și să fie toată rezolvate. Încercăm. Am auzit termenul de 3 ani. 3 ani termen de la data când s-a semnat contractul sau de la data când începe efectivul lucrurile? Nu, de la aici de cum până în 2020. Până în 2020. S-a semnat contractul. Trebuie terminat. Da. 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 Există și sancțiuni, dar nu se termină. Nu stai ca bani. S-a duce până la reprinere, da. Vă stați banii aia, da. Când continuăm.
Ce-a zis? De ce tare, domnul profesor, dacă aveți ceva de spus? Da. Mai are și am zis că îi costează banii aia, până la urmă. Ei, asta e, nu-i bună părerea, da. Bun, haideți să trecem la vot atunci. Primul proiect. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Trecem la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea scrierii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău, la orașul Comănești. Da, am să vă prezint. Eu n-aș, personal n-aș fi crezut vreodată că o să ajung în situația asta. Situații în care și noi am fost un picul ăsta de aproape, cred că eram și noi în situația aceasta, dar na, deocamdată am trecut toate chestia asta. Și o expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Am să vă spun în mare scripticul, dar am să vă spun și partea asta de discuție. Prin adresa numărul 577 din 7-3-2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău a solicitat adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local privind excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și Salubrizare Bacău orașului Comănești, motivată de adoptarea de către Consiliul Local al orașului Comănești a hotărârii numărul 3 din 30-1-2018. Prin hotărârea anterior indicată, autoritatea deliberativă a orașului Comănești a aprobat un alt contract de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, decât cel rezultat ca urmare a desfășurării și finalizării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, aprobat de toate celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Bacău. Subliniem faptul că varianta finală a contractului concesionar pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, care trebuie aprobată de către Consiliul Local, care trebuie aprobată din Consiliul Local Comunești, este rezultatul finalizării unei proceduri de atribuire inițială prin licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de concesiune cu obiectiv de legare prin concesionarea gestiunii serviciului în calitate Asociația de Dezvoltare Comunitară în calitate de autoritate contractată în baza mandatului acordat în acest sens de toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău prin autoritățile lor deliberative, inclusiv de Consiliul Local Comănești, prin hotărârea 55 din 34-2014. Ceea ce v-am spus noi, ce s-a făcut în 2014, care s-a semnat și tariful și toate. Aprobarea hotărârii Consiliului Local orașului Comănești numărul 3 din 33, prin care se modifică articolul 18, litera A din contract, se completează articolul 18, se introduce și se mandatează reprezentantul orașului Comunist să voteze în cadrul adunării generale Asociației ADIS Bacău pentru să vote că în numele și pe seama orașului Comunist să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău în condițiile stipulate în hotărâri și se aprobă virarea taxei speciale de către operatorul SECE Eco Valea Muntelui Comunist încalcă contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalației deșeuri municipale în județul Bacău, ce urmează să fie încheiat de către ADIS, în numele și pe seama membrilor, tuturor membrilor, cu operatorul desemnat câștigător al licitației publice și care interzice explicit la articolul 18 orice relație directă între operator de colectare și transport de deșeuri municipale și operatorul de instalare pentru deșeuri municipale provenite de la utilizatori casnici. În considerarea celor impuse mai sus, singura opțiune rămasă pentru rezolvarea acestei probleme este excluderea din asociație a orașului Comănești. Vreau să vă spun, înainte de vreau să vă prezint, 93 de comune, deci membri ADIS, pe care și noi, am fost de acord ca să se facă pentru celula 2 contract și s-a făcut licitație cu societatea Eco Sud
Nicotut. Dumnealor, cei de la Comănești, au încheiat contractul cu alt Ecovalea Muntelui. Nu. Au, dumnealor, am înțeles, o serviciu de salubritate, dar nu au unde depozita problema. Deci, și atunci vă dați seama că, nefiind toate hotărârile, aici spune Vreamicioc că la data de că la data prezentă, la ora actuală, 93 de OAT-uri membri ADIS au aprobat prin HCL și HCG atribuirea contractului de regale către operatorul desemnat câștigat, ECOSUD. Doar UAT Oraș Comănești nu a aprobat acest contract, iar în vederea deblocării situației referitoare la depozitarea deșeurilor și semnarea contractului, singura opțiune este excluderea orașului Comănești din asociație. Nu știm cum o să fie destul de complicată chestia pentru dumnealor, pentru dumnealor, așa. Ideea este că undeva în ianuarie, am înțeles, ar fi aprobat, parcă și la începutul lunii martie, pe 7 martie, au aprobat contractul cu Ecovalea Muntelui. Da, au hotărârea. Da. Pe comisia juridică a fost favorabilă. Noi n-am luat în discuție Comisia Buget-Finanță pentru că nu e de competență noastră Comisia Juridică. Deci nu era obligatoriu avizul de anătate. Este consultativ. Fiecare își spune părerea. Au fost discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre în comisie, dar fiecare și-a spus ideea și probabil și va exprima și punctul de vedere. Își vor exprima fiecare, nu va exprima fiecare în comisie. Dacă vă... Același lucru, vom putea întrebări la timpul potrivit, când vom lua acolo. Domnul Bogdan? Am zis. Domnul. Știu problema acum cu Comănești, nu? Ei n-au fost de acord, cum am fost noi, toată lumea, de acord ca să pună taxă pe persoană. Ei au vrut pe cantitate. Și ei au investit niște bani cu bani europeni. De aia n-au fost de acord. Nu cunosc. O să vedeți că Comăneștiul dă în judecată Hadis și câștigă. Avizul comisiei, de ce eu sunt împotrivă? Eu sunt împotrivă. Cine sunt scrie la cuvânt? Vreau să mă primul, vreau să mă trec. Vă treceți și pe mine. Deci, dacă nu mai este nimeni, cunosc situația și eu cunosc din ședințele ADIS. Pe Valea Muntele, cum spune niște comune, am investit niște domnul bani. Domnul președinte, am stat cum lasă-o zbunturi, te mai uitat în partea asta. Eu m-am uitat, nu lasă-o, dar nu e o problemă, nu s-o închis. Au investit, au mașini, au investit și acum nu sunt lăsați să opereze, dar e un fel de monopol ce face ADIS-ul. Problema este mai complicată, că le închid de n-au unde să ducă gunoi, ce se întâmplă, să țină comunele alea și orașul Comănești cu gunoi în sat? Nu cum, e singurul oraș Comănești rămas, celălalt comunitate semnă. Unde duce gunoi? N-are voie să ducă la... Spun că și-au asumat. Facem că la Bari, că la Napoli, stă cu gunoi, nu știu, eu știu... Nu, o să pună poliția să păzească tomberoane. Am văzut la Pitești, au pus poliția să păzească tomberoanele, să nu se mai furi peturile astea. Ați văzut? Nu aș fac cu peturi. Da. Păi nu știu. Probabil că se vând acum. În loc să pună să le păzească, le lasă să le ia. Îi duce la gunoi, nu face nimic. La cineva de valorificat trebuie la moment ce a luat măsura asta. Sticle de din nylon astea care se reciclează. Concret, domnul primar, a spus la cine ce se întâmplă. Da. Cu ce nu au fost... Da, haideți că vă citesc aici. De acord cei de la Comănești. Cu tariful sau cu... Nu. Atenție, bă, respind. Deci, după cum am arătat, deci hotărârea în 31.1.2000, Autoritatea Deliberativă a orașului Comănești a aprobat contractul de concesionare. Deci, istoric, ca să-l înțelegeți. Pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalației deșeuri municipale în județul Bacău.
modificat și completat față de cel rezultat ca urmare a desfășurării și finalizării procedurii de licitație. Public organizat în vederea atribuirii contractului de regare a gestiunii serviciului de operare instalației deșeuri, nu intrăm. În fapt, a fost aprobat un alt contract de delegare de cel care urmează să fie încheiat de către ADIS, în numere și pe seama membrilor. Deci, atâta timp cât ei n-au aderat la, n-au semnat contractul ăsta, ADIS-ul nu mai poate să semneze în numele Comăneștiului toată chestia asta. Prin care spune așa, numele seama ca operator desemnat câștigător. Desemnatul câștigător pentru cei de la celula 2 este Ecosud-ul. Asta se înțeleg că Comăneștiul nu agrează Ecosud-ul. Nu agrează partea asta, că ei ar fi avut un contract cu Ecovac Valea Muntelui. Asta e toată chestia. Bun, prin hotărârea Consiliului Local al orașului Comănești din 32, din 15 a doua, a fost respins proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului operare instalatului deșeului în județ Bacău. Precizăm că, ne spun ceilalți, precizăm că nici în ședința Consiliului Local, deci s-a mai făcut, deci nu s-a ajuns la propunerea de excludere, nici în ședința Consiliului Local din data de 7-3-2018, deci de la 30-1-a au fost inițial de acord, după aia pe 7-2-a, pe 15-2-a au revenit și pe 7-2-a nu a fost aprobat o hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului. În această situație, vă dați seama că urmează partea asta cu contractul de delegare, care urmează să fie încheiat. E vorba de niște plăți, pentru că au fost dotări, au fost multe lucruri. Da. Și mai chestia asta de iarăși care mi s-a părut sugestivă, având în vedere eminența încheierii cu celulei 1, deci ceea ce vă explica și domnul Setu și vă explic și eu, a depozitului conform din municipiului Bacău, de la data din 1 mai 2018, conform notificării emise de către UAT Bacău, către Agenția de Protecție a Mediului, din cauza atingerii capacității maxime de depozitare, este obligarea încheierii contractului concesionar pentru delegarea pentru cealaltă celulă. Doi. Deci e obligatoriu. Deci dacă până la 1 mai mai se mai poate pune pe celula 1, de la 1 mai s-a terminat. Neavând contract, ăla nu îți dă voie să depozitezi. Deci, cu noi acolo. Celulă de Comăneci, nu are acces la celula 2. Dacă au posibilitate. Pentru delegarea gestiunii serviciului de operare, instalații de seuri, municipal, așa, e Ecosud, care a câștigat. Operatorul desemnat câștigător pentru că aceasta se poate depozita. De ce el a câștigat licitația? Operatorul desemnat câștigător pentru că acesta să poată depozita deșeurile în celula 2 și opera instalații de deșeuri, stații de transfer, compostare și toate astea. Vă reamintim faptul că operatorul desemnat câștigător are la dispoziție din momentul emiterii ordinului de începere o perioadă de mobilizare de 80 de zile, conform prevederilor. În condiții în care noi suntem, acum vă dați seama că tot s-a tergiversat. Deci a fost desemnat câștigător în luna noiembrie. Noi am acceptat să se facă contractul fiind câștigător la licitații. La Comănești taxa este mai mică decât... Nu, este la oraș, este 10 lei, la fel ca la orașe, da? Au? Păi una și contezință nici. Uitați, ne spune și ei sunt conștienți, prin adresa de la ADIS. Consecința neîncheierii contractului de către asociație va fi o situație de criză care va afecta tot sistemul de salubritate. Deci dacă nu se semnează, se afectează pe toți, că n-ai unde să duci nici cei care au semnat. Și 10 lei de persoană? Da. Aveți la oraș. Aveți idee cam că cum s-a votat până acum sau încă nu s-a votat excluderea Comăneștului? Nu. Abia acum, în fiecare... Pe total, membrii... Nu, de discuții. Nu, dar nu s-a votat. Atenție și vă spun eu. Deci în ședința ADIS, fiecare au venit cu argumente pro și contra. S-au tergiversat, s-au negociat și iarăși fiecare și-au spus punctul de vedere. Și se pare că nu s-a ajuns la un numitor comun. Și per cele, eu așa, deci încă o dată vă citesc ultima frază aici. Consecințele neîncheierii contractului de către membrii ADIS va fi o situație de criză care va afecta tot sistemul de salubritate cu impact asupra populației din întregul județ. Vă repetim faptul că 93 de UAT-uri membri ADIS au aprobat prin HCL-uri contractul de delegare și doar UAT-ul Comănești a respins acest contract. Eu vă spun ceea ce... Am urmărit subiectul.
situația din punct de vedere este cam așa, din ce am înțeles eu. Deci Comuneștiul are proiectul propriu pe fonduri europene. Ei se gestionează singuri acolo, doar că nu au o groapă de bună unde să se depoziteze, da? Au mașini, fac sortare, fac compactare, deci fac adunare selectivă a gunoiului, ceea ce ADIS-ul recunoaște că nu a reușit să facă. Deci ei din 2011 își propusese și ei să facă treaba asta, să aibă groapă de gunoi ecologică, ceea ce au recunoscut că ei n-au fost în stare să facă. Nu sunt avocatul nimănui, dar din punctul meu de vedere, primarul de la Comunești nu face decât să-și apere interesele cetățenilor proprii, da? Ceea ce, din păcate, noi nu am făcut. Noi, când a fost domnul Setu aici la noi în ședință, am ridicat mâna frumușel și am mărit taxa cetățenilor. Ne-am luat angajamentul că rezolvăm situația și uite că am ajuns la 22 martie și cetățenii încă n-au puteri. Dar oamenii, noi i-am pus să plătească taxa de gunoi. Nu i-am pus. Nu i-am pus, dar plătesc. Practic asta se întâmplă, da? Revenind la problema Comuneștiului. Ce se întâmplă acum? Domnul director, de câte am înțeles, el și-a luat angajamentul că până vineri toate comunele vor exclude din ADIS. Deci, practic, îi amenință. Am urmărit ședințele și de la Bacău și de la Comunești, că ne-am permis. Ce facem noi acum, practic? Deci noi, practic, fiind membri ADIS, trebuie să ridicăm mâna, practic, nu? Că asta trebuie să mergem. Trebuie să dugeți la ADIS hotărârea, că am fost de acord. Deci proiectul de hotărâri l-am înaintat, în funcție de votul dumneavoastră trebuie să înaintez, dar nu, după ce am votat, gata, toate rămâne aici, toate bine și frumoase, nu trebuie să-l înaintez. Cu justificări, bineînțeles. Cu justificări, da. Ce calitate am eu în funcție de consilier de la Horgenești? Să iau decizie eu că primarul de la Comunești, care din punctul meu de vedere are dreptate și își apără interesul, să le exclude din ADIS. Bun. De ce? Eu o să mă abțin la vot, ca de obicei. Nu e ca de obicei. Nu. Da. A zis că am votat taxa, dumneavoastră n-ați votat-o, așa că... Păi tocmai, pare că da, am votat. Pentru că mi s-a părut. Ați votat. Consiliul local am votat. Bun, problema este, vă asumați dumneavoastră prin votul noastră că, inclusiv noi, ca membru ADIS, nu se semnează contractul cu EcoSud și nu mai avem unde depozita gunoiul. Vă asumați dumneavoastră față de cetățeni, pentru că prin votul dumneavoastră... Aici se forțează. Nu forțez pe nimic, eu vă întreb, să nu răspundeți. Se strânge cu ușa, practic... Eu v-am întrebat și vreau să răspundeți punctual la ceea ce vă întreb. Vă asumați dumneavoastră, în momentul când gunoiul o să dea afară prin toate tomberoanele astea și nu o să-l avem unde să-l ducim. Deodată ce ei, ADIS-ul, n-au fost în stare să facă un sistem care să funcționeze. Și acum promisese că oricum să facă, da? Măresc taxele astea și nu au justificări asupra lor. Deci oamenii au spus că ei vor să plătească, cum a spus domnul Bogdan, cantitativ, pentru că oamenii fac selecție. Oamenii poate o să ajungă să ducă o mașină de gunoi, nu trei ca noi, care băgăm tot, că ei ne bagă totul la grămadă. Asta e problema. Îi bagă pe toți în aceeași oală și oamenii au rămas cu coloana vertebrală și își apără interesul. Problema lor cu toată coloana vertebrală, cu tot respectul pentru domnul primar, pe care îl cunosc și am tot respectul pentru dumnealui, problema nu au unde îl duci. O să-și facă groapă. O să-și facă groapă. Da, până atunci pierde toată lumea. Asta e toată chestia. Asta vreau să vă spun. Practic, asta trebuia să-și facă prima dată și după aia... Nu poate, s-a creat un monopol, nu mai face nimeni groapă. Deci ați înțeles? Nu-i monopol și asta. Ok. Ilantul... Dau exemplu, da? Când a fost domnul director Seto, eu am venit cu exemplu ăsta. Să spunem că noi, ca și consiliul local, ne hotărâm să ne achiziționăm un utilaj de reciclare. Da. Că reciclăm sticlă, că reciclăm peturi. Na, oricum nu i-a convenit, nu mi-a zis în față că nu se poate așa ceva, dar cam asta s-a înțeles. Bine, domnul Ungureanu, unde aducem? Gândiți-vă la legile europene, ce scuze, nu mai intervin. Vorbim de legi europene, domnul consilier. Vreau să nu gândiți așa, groapa de gunoi, mă scuzați dacă îmi permiteți, o secundă. Nu intervin în consilii locale. Groapa de gunoi de la Comunești a fost închisă pentru că Uniunea Europeană a cerut să fie una singură într-un județ și nu permite legislația europeană să ai groapă de gunoi la Comunești. Și această închidere a gropii s-a făcut pe banii Bacăului, pe seama ADIS-ului.
din banii dumneavoastră. Și a zis, Comăneștiu vine acum și spune, domnule, păi stai că am uitat că m-ați ajutat când am închis. Să ajungem la cea groapă. Și cu asta am încheiat. Unde oricum am zis că nu e normal să ajungă toate deșeurile. Pentru că noi nu reciclăm. Deci județul Bacău la momentul ăsta nu reciclează. Problema este nu adună selectiv. Dacă Adisul coopta mașinile Comăneștiului, nu era o problemă. Dar nu vrea să le coopteze, vrea să-l pună să parcheze mașinile în curte și să exact, exact. Și să devină la fel ca și noi, dependenți de ei. Ei au o responsabilitate că au investiții pe fonduri europene. Dacă nu le folosește, dă bani înapoi. Asta e tot. Totuși au o problemă. Nu-i că nu vor, că nu. În cazul, cazul excluderii Comăneștiului din Atis, ce costuri suplimentare implică OAT Horgești? O să implice, cu siguranță. Nu, niciuna? Nu, nu, nu. Vă contrazic, domnul director a declarat asta. O să afecteze pentru că toate cheltuielile care le făcea Comăneștiu o să trebuiască să se redistribuie la uniform la toate celelalte OAT-uri. Poți fi chestia asta, nu? Dar asta e o părere. Eu n-am auzit. Ei aveau niște calcule. Eu n-am auzit varianta. Vă întreb pentru că, nu știu, da, gândiți-vă, dacă îmi dați voi, dacă îmi dați voi și am un chestie, să vă recuperează suma din investițiile făcute în proiectul cu care au fost de acord în 2014 ca toate comunele din, și toate OAT-urile, ca să facem parte din proiectul respectiv, ca membri ADIS. Deci când ai membri ADIS, ai și obligația și ei au avut beneficii, noi n-avem. Asta este, ce să facem? Eu încă mențin ideea că dacă noi n-am fi aprobat așa cu lejeritatea de mărire, am fi beneficiat de acele pubere gratuite. Eu mai cred în chestia asta. Dați-mi voie să mai cred. Ajungem la diverse, că acolo oricum. Da. Înțeleg, domnule, ce domnule, ce voi nu mă uită, Comăneștiu, ideea nu e rea. Este, să zic, orașul în linie cu noi, nu, nici nu pierde nimic, nici nu câștigă. De acest, să zic, ADIS. Și haideți să fim un pic realiști, dacă oamenii au luptat atât, nu că vreau să fiu în același consens cu domnul, dar s-au investit niște bani europeni. S-a ajuns într-un punct, cu selecții, cu ce mai este acolo. Deci nu vor să facă o colaborare de aici încolo. Deci, adică, fraților, avem mașini, le aducem până în faza asta, punem și noi la groapă și plătim ce este diferența. Deci, dacă mergem așa cu, să zic, cu limbă de lemn, și mereu îi exclud din părerea care nu-mi convine mea că, să zic, un monopol, unde ajungem? Deci nu trebuie să-i privim cu cei la Comănești ca pe niște oameni care, de fapt, nu vor. Vor să intre, dar nu cu bani mulți. Deci acolo trăiesc cu impresia că cei ce conduc țin mult la banul cetățeanului. Chiar dacă, cum spunea domnul când a venit aici, că de domnule, până la urmă 3 lei, 3 lei 50, ce mai contează? Pe mine chiar m-a deranjat când a spus vorbile astea. Nu înțeles, nu e vorba de bani, cât e vorba de contract de delegare. Eu am înțeles, domnul primar, am fost atent și la expunerea dumneavoastră. Eu v-am citit din toate cărțile. Da, am înțeles, dar eu cred că ei ar trebui undeva într-un punct să stea la masă și să rezolve problema. Că și mașinile alea... Dacă îmi dați voi, n-am chiar măsura ca membru ADIS să le pun eu la mapă pe punct și propun, domnul, cred că au fost negocieri. Chiar domnul președinte Pașoara. Încă o dată, dacă îmi dați voi, au fost în situația asta, dacă ați urmărit mass media undeva în toamna 2017, două orașe și o comună. Moinești, Dârmănești, și eu am încă trimis hârtia de la ADIS și pe trăiești de la Dârmăneștiului. Dar pentru faptul că s-au găsit înțelegerii și s-au negociat, au ajuns și n-a mai trecut. Au venit după aia cu am primit și am zis, nu mai puneți în discuții că s-a rezolvat totul. Deci ceilalți au înțeles, s-au dat în judecată, treaba lor, au câștigat și se cu ei. Au fost situații de urgență în care au stat 3 săptămâni care nu le-au ridicat nimeni gunoiul. Și după aia când au văzut că s-au întâmplat chestiile astea, domnule, stai un pic, că până la urmă, când, în momentul când devii membru unei asociații, până la urmă, când delegi pe cineva, exact cum am zis noi, să facă în numele nostru, să facă licitația în numele nostru, noi le-am desemnat pe cei de la ADIS să facă licitația în numele nostru, a Horgeștiului, a Pânceștiului, a tuturor comunilor. În momentul ăla, îi dai voie să facă negocierea asta, dar după aceea stai, domnule, că eu am ascultat. Nu știu, eu v-am spus, nu vreau să intru în polemici, nu vreau să intru la mijloc, dar eu cred
că s-au făcut, s-au ajuns aici la cartonașul roșu, cred că s-au dat destule cartonașe galbene. Asta e părerea mea. Da, domnul Mitic. Ne mai am discutat un pic în comisie, văd că toți ne gândim la orașul Comănești. Orașul Comănești, am înțeles că 80 sau 90% au rezolvat problema, au rămas 10% cu depozitarea. Și din cauza depozitării s-a rupt fața asta, firul ăsta și nu se poate finaliza. Noi nu avem nici 0,1% din ce au făcut Comănești. Acum, să fim și noi ca ei, mi se pare ceva ieșit din realitate. Nu văd eu de ce ne-am opune noi excluderii Comănești. Numai pentru că vieții oameni au cheltuit, au făcut, asta este problema lor, care și-o vor rezolva. Dacă în viitor ADIS-ul va profita de faptul că deține monopolul asupra colectării, selectării, depozitării și vor veni cu majorări de taxe, din, probabil că nu va fi lovit numai Comuna Hurgeni, va fi și Parincea și Pâncestiu și tot, care se vor găsi niște soluții atunci. Că va mai fi consiliul ăsta, vor face, că vor fi alți consilieri, alți primari, alți conducători, probabil că se vor lua măsuri. Eu nu văd de ce ne-am opune noi neapărat acum ca să nu fie exclus orașul Comănești din această problemă. Iar ei vor rezolva problema, că au fonduri europene, au utilaj, am înțeles că au de toate, vor cădea la pace până la urmă, vor pune și mașinile lor la lucru Eco-Sud cu Eco-Vară-Mutului, să vor înțelege. Nu avem noi nicio, nu putem noi să jucăm rolul de arbitru între cele două mari societăți de colectare, de transport și așa mai departe. Deci eu nu... Păi n-am discutat în comisia asupra avizului, am spus că fiecare își pune punctul de vedere. Al meu este că n-are rost noi să ne opunem. Adică eu, din punctul meu de vedere, nu văd de ce, m-aș opune. Dar adisul de ce l-a aprobat întâi? Să facă groapă din gunoi acolo la Comănești. Nu, dar au atupat-o și asta au fost ajută. Dacă vreți, am în fața aici două hotărâri trimise de Consiliul al Comănești. Pe data de 31, ați votat în deplinătoarea cunoștinței. Pe 31 spune, și aproba atribuirea, atenție, domnul George, dacă îmi dați voi. Deci am în față o copie după hotărârea Consiliului Local Comănești. Din data de 31, ce v-am spus, numărul 3, și spune la articolul 1, se aprobă atribuirea contractului pentru delegarea prin concesiunea gestiunii serviciului de operare instalate de șeul de subatul către asociația Eco-Sud. Ceva s-a întâmplat. Și mai am o hotărâre, hotărârea numărul 32 din 15-a 2-a, în care Consiliul Local al orașului respinge proiectul de aprobare atribuirii cererii contractului de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare instalație și menține în vigoare până așa dinainte din... Na. E problema lor, nu-și vor rezolva. Eu găsesc poia mai ieftin, asta e deducția, ce trebuie să ne gândim? Da, domnule, foarte bine că o găsit. Trebuie să-ți pui problema unii de fărnitie, asta e toată chestia. Da, nicio problemă. Da, eu am spus că și comisia a judecat data disfavorabil. Asta am știut de la consilieri. Punctul meu de vedere e tot o să aprob această hotărâre și să vă spun de ce. Juridic vorbind, când faci parteneriat cu GES sau semnezi un contract, trebuie să respecti. În momentul în care consideri că nu mai ești de acord cu termenii contractului sau nu mai ești de acord cu ceea ce prevede acea asociație, te retragi. Din momentul în care Comăneștiu a fost de acord, este membru ADIS, merge pe ideea. Sunt de acord sau nu sunt de acord? Dacă nu sunt de acord și astea sunt condițiile, mă retrag. Să zicem că ar fi trebuit să o facă de la sine, să se retragă chiar deși. Nu fac treaba asta, nu se retrag de la sine, nici nu pot să lucrez. Dacă nu ești de acord și nu ne înțelegem, înseamnă că nu putem lucra împreună, nu? Lucrăm fiecare pe partea noastră. Dacă Comănești au considerat și presupun că știe foarte bine, cel puțin conducerea, că vorbesc la nivel de conducere, nu Comăneștiu, când și-au asumat și-au semnat acel contract, au avut tot în vedere. Nu văd de ce să plângem de mila lor. Când au intrat în ADIS, la fel, au știut ceea ce fac. Și ca atare consider că este
Dacă îmi permiteți, domnul președinte, este vorba de hotărâri de Consiliu, nu este vorba de un contract deocamdată. Urmăriți ce am dat, domnul Crețu, am dat exemplu, zis, Consiliu, când semnezi un contract sau faci parte dintr-o asociație, am zis că sunt acest contract. Deci eu am fost parte în acest punct de vedere, fiecare își spune punctul de vedere. Nu s-a făcut contract, deci când au vrut ăștia de la Adis să facă cu aia. Când semnezi un contract sau faci parte, sau am zis, sau înseamnă să ori, deci sunteți trei funcții. Da. Domnul Cret, ați avut cuvântul, v-ați spus punct de vedere, gata. N-ați înțeles sau nu s-a înțeles. Stăm să comentăm pe fiecare. Domnul Gogor. Domnul primar, ca să nu mai pierdem vremea, care e un lucru serioasă. Chestiune arzătoare. Ce se întâmplă dacă noi ne opunem excluderii și suntem luați în seamă, noi nu o să mai fie exclus comunești. Bă, trebuie din părinți. Eu o să le exclud, toate comunele o să le exclud. Așa că suntem luați în seamă noi dacă ne opunem. Și nu o să mai fie exclus comunești. Toți membratii trebuie să voteze. Avem o bulină neagră. Dom'le, nu știu ce fel de bulină o să avem, dar hai să trecem la lucruri serioase și dacă au hotărât toate comunele astea că trebuie exclus comuneștiu, n-au hotărât omul, încă n-au hotărât. Eu mă gândesc că toți, adică o să plătim numai noi proștii, ăștia sunt mai șmecheri de la comunești, nu se încadrează în regulile astea europene, nici nimic, că sunt numai noi ăștia mai de primari, mai proști, plătim așa la vană. Dom'le, s-au făcut niște proiecte, niște oameni cu cap și să le respectăm dacă îi vorba să respectăm. Așa că să trecem la lucruri mai serioase, nu mai batem câmpii și nu oprim aici, tot e treabă nouă la problema asta. Avem atât proiecte, atât probleme serioase de rezolvat. Da. Punem la vot. Cine este pentru? Așa, dacă nu avem încotro. Mâna dur ca să putem. Abțineri potrivă, două. Ridicați mâna, domnule. Abțineri. Două abțineri avem, da? Trei abțineri. Împotrivă? Facem parte din adică, nu știu, obligat să dintre ceea ce ce e. Am fost cu adică. Am fost. Ia, odată cine a fost. Da, trece la punctul 3 de să respecte. Trebuie să vor ceștiu. Și chiar mă gândoi. Ce vreși? Degeaba. Punctul 3 de la ordinea de zi, domnul Bogdan, vă rog frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce se vor executa de către persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutor social pentru anul 2018. Cred că aici ar trebui să ne aprindem mai mult decât dincolo. Da, aici ce spune? Asta e de privire. Deci să trecem peste comisie și să vedem cine se înscrie la vot. Cine la cuvânt. Expunerea, dar nu ne spunem expunerea. La ce să ne spunem? Ani nu mai este nevoie de expunere. Facem fără expunere. Președinte. Cu Fiescu, dă-mi rog. Aceeași, alții n-au nimic de spus? Ce, da? Expunerea, domnule. Bă, dar la sunt trei expunere. Poate că au primit expunerea și au citit-o și nu mai avem. Dar doar avem expunere. Nu este expunere, măi. Nu este? Vă citesc eu? Nu, da, hai să vedem, păi dar și vorbim, hai să le spunem. Păi dar acum nici nu mai spunem, facem numai discuții. Cum mă faceți gelos acum și facem. Da, hai să auzim expunere dumneavoastră. Domnul consilier, anual trebuie aprobat planul cu hotărâri de interes local ce se vor executa de persoanele majore apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru anul 2018. Suntem acum în 2018. Am venit cu acele propuneri și după cum ați văzut în expunerea de motive pe care ați primit-o, am spus clar, acestea sunt lucrările pe care noi le-am propus cei din primărie, iar dumneavoastră în calitate de consilier puteți veni cu adăugiri sau puteți, poate considerați că ceva nu și are locul și ca atare aștept, exact cum a zis și domnul președinte de ședință, aștept la intervenția noastră să notăm și să ajungem la forma finală a hotărârii. E domnul Tufescu, domnul Dămoc, domnul Daniel, cine se mai scrie la cuvânt? Lăsați-o deschis. Oricum e deschis. Comisia juridică, avizul a fost favorabil. Un număr, câte persoane sunt?
poate nu s-a înțeles un lucru. Eu sunt viceprimarul Comunei Aurel. Nu țin neapărat evidența numărul celor care mișează de ajutor social. Mai ales nu vă pot da acum un număr exact și nu cred că v-ar putea da un număr exact nici măcar referentul social care se ocupă de ajutoare sociale. De ce? Nu, lăsați puțin. Pentru că de la începutul lunii s-a început o campanie, s-a mers în teren la anchete sociale sau unde nu au fost găsiți cetățenii, li s-au spus adrese, au fost lăsate înștiințării și urmează ca până domnul la sfârșitul lunii să vină să semneze anchetele sociale, să se vadă că dacă sunt sau nu în localitate sau care e situația, să facă anchetele sociale. De-abia la sfârșitul lunii vă putem spune un număr exact de beneficiari de ajutor social. Sau, să zicem pe... Așa s-a avut până acum, acum. Ăia care au beneficiat, nu au avut chem asistentul, referentul social să vă spună, pentru că... Nu, domnul Bogdan, spuneți-mi asta numărul exact când erați viceprimar. Nu mai tot comentați, eu nu trebuie să știu. Eu îi spun, domnul Bogdan, este așa. Domnul Bogdan, nu mai era la fel, dar veniți și acum. Deci nu trebuie să știu numărul perfect. Mie mi se dă un tabel cu ce persoanele apte de muncă. Dumneavoastră poate știți că într-o familie, deci o familie de ajutor social, poate să aibă 2, 3, 4, 5 membri. Nu toți sunt apți de muncă. Mie doar mi se spune, mi se dă tabelul cu numele titularului și cu orele. Mai râdeți exact ce ați făcut și ați dus de comuna asta două mandate și de primar. Asta faceți în continuare. Dați drumul la cuvânt, domnul președinte, între timp. La fel nu mai avem aici un amendament, o să vi răspund la timpul respectiv. Poate v-am înscris cu amendament. Deci avizul este favorabil, da? Da. Da, domnul Tupescu. În mare parte, doamna viceprimar, inițiatorul proiectului, a atins cam toate punctele referitoare la ceea ce ar trebui să facă cei cu ajutor social de la noi din comună. Aș propune că un amendament, dacă se ia în considerare, se ia, dacă nu, e bine să subscrie acolo. Aș vrea ca lunar, așa, prin proședință, la fiecare ședință de Consiliu Local, să existe un raport făcut de inițiator, în care să ne prezinte ce s-a făcut în perioada respectivă, de beneficiarii de ajutor social. Pe nume, cât s-a făcut, porțiunea făcută, ce pentru bănuții aceia pe care îi primesc. Cantitățile pe care le-au făcut, lucrările pe care le-au făcut. Oricum, este o lege care trebuie să fie afișat unde intervin, nu? Nu? Sau greșesc? Nu, trebuie să fie afișat. Este afișat, dacă... Noi stabilim unde trebuie să intervin, nu este nicio schiță, o stabilim acum astăzi? Sau nu e nevoie să o stabilim? Nu, consilier, puteți veni la primărie oricând să spuneți unde ar mai fi cazul. Eu zic că totuși s-a intervenit. Acum am achiziționat saci menajere și mănânci, trebuie să intrăm la curățenie. Am vrut, domnul delegat să te știe, am fost în Răcătău de Jos. Da. Am încercat să facem curățenie, doar am desfundat două podețe la vulă și în partea doamna, cealaltă. Doamna Vici, mă scuzați că vă întrerup, era un cuvântul meu. Chiar credeți că dacă ați venit cu un raport din ăsta și ne spuneți, domnul, în luna asta s-a făcut cu tare, da. Nu m-ați înțeles, n-am zis că n-aș fi de acord. Doamne ferește, dar nu s-a pus problema. Vin cu raportul. I-am spus, doamne, deci chiar lucrările de curățare de, pentru acum, mai ales de primăvară, noi intenționăm să le facem săptămâna aceasta, primăvară a achiziționat saci, am achiziționat mănuși și lucrăm la curățenie. A fost acum ca nins, dar se știa, vreau să zic, deci intenția oricum este și a fost trecut de această zăpadă. Și vreau să vă dau exemplu, domnul delegat Sătesc, că am fost în zonă. Iar faptul ce a întrebat, eu am dat răspuns domnului președinte, domnul Dancă, de ce? Că a zis unde să intervină. Domnilor consilieri, puteți prin telefon sau prin prezență la primărie să spuneți. Poate sunt locuri unde n-am văzut, adică, dar anunțați și intervenim. Adică vreau să spun că la o familie mai numeroasă, așa, bănuții astea din tot ce se adună acolo, nu este o sumă chiar atât de neglijată.
Sunt persoane care muncesc în condiții mult mai grele și iau salariu poate mult mai puțin decât ajutorul dumnealor social și muncesc pe brânci. La noi faptul că nu-l punem un pic la treabă, parcă nu simte cheia banul ăla și parcă nici își jignește așa un pic. Dom'le, scoate-mi la muncă, să muncească. Adică să nu mai vedem ce se vede pe marginea drumului, atâta mizerie și atâtea șanțuri necurățate și astea. Să vedem că se mișcă, că își merită bănuții ăștia. Da. Sunt de acord. Sunt persoane care beneficiază și au nevoie de acest ajutor social. Dar să demonstreze că îl primesc așa cum trebuie. Asta este ideea. Domnul consilier, sunteți de acord cu faptul că totuși când a fost nevoie pentru lemne, pentru și acum cu dezăpezitul și pentru au venit beneficiari de ajutor social când au fost chemați și când au fost chemați acum pentru decalmatare, au venit domne, au venit beneficiari de ajutor social și au făcut activitățile. Și merg pe ideea, nu, se mai tot se face comparație cu perioada trecută. Eu cred că în anii trecut nu s-a ieșit nici jumătate să se efectueze muncile de ajutor social cum se iese acum. Și dimineață, sunt și pe drum, sunt oameni, da, este o problemă cu Sohodor, o recunosc, dar acum la Sohodor nu am intervenit absolut deloc pentru că acolo este problema cea mai mare cu beneficiarii. Cred că de luna aceasta referentul social își face treaba și cred că se ajunge nici la un sfert mai rămân, cred că, din dosare de ajutor social. De fapt, eu bănuiesc că azi mături și o să măturiesc asfaltul de piatra asta după ce se duce zăpadă. Deci asta e sigura problemă, credeți că trebuie măturat asfaltul de piatra. Dacă îmi dați voi. Adică eu zic în proiectul ăsta de prima dată acum. Domnule, dacă în proiectul ăsta de hotărâri, zic eu că doamna viceprimar, după aia ne-am sătuit și împreună, am prins lucrări, ne-am dorit de la dumneavoastră să veniți cu alte propuneri de lucrări pe care noi nu le-am văzut sau nu am considerat necesare. De asta zic, domnule, hai să mai venim cu lucrări. Mai trebuie aici, mai trebuie aici, mai trebuie aici. Da. Domnul primar, aici permiteți să vă spun, nu era problema că lucrările cred că le-am prins. Domnul primar, vă aduc eu... Termin imediat și... Dar nu te rău cum interesează pe fiecare persoană și o să mai intervenim. Nu, problema, eu așa o văd. Am spus domnul consilier, lucrările cred că cam tot ce a trebuit să facă pe comună sunt trecute aici. Dacă pe zone sunt unele zone pe care nu le avem noi la un moment dat în vedere, domnii consilieri, atât prin telefon, atât și prin prezența la primărie, vin și ne aduc la cunoștință. Sau privesc prin timpul anului. Eu nu cred să spună și un domn consilier că a făcut vreodată, a luat legătura cu mine sau cu domnul primar, că ar fi nevoie de beneficiar de ajutor social, fie la biserică, fie la școli, sau unde a fost nevoie și n-au venit beneficiarii. Chiar vă rog frumos să spuneți vreodată. Mă scuzați când intervin, aveți trecut și un expunere aici, deci la ultimul punct aveți și alte lucrări. Exact, da, aici vreau să zic. Am lăsat lista deschisă. Da, am și eu o propunere care eu poate n-am reușit să o fac când era. Avem un domn consilier care n-are șansă în poartă. Și vin niște vecini care au ajutor social și când plouă se pune crengi pe drumul județean în parte. Nu sunt eu. Când plouă se pune crengi pe drumul județean ca să merge încet, să nu sară apa în loc, dar nu ia o lopată să desfac puțin să ia drumul la apă. E chiar aici, imediat. Nu ia nimeni nici la ajutor social, nici nimeni. Se pune crengi în drumul județean încât ești nevoie să te oprești, așa ca să nu îmi proști cu apă când stă pe bancă. Dar având ajutor social, nu ia o lopată să desfacă așa. Nu spuneți că nu știți unde e bine să-i spune domnului consilier să-ți facă șansul direct așa, fără să dați cu manta. Să punem mult accent. Întotdeauna a fost, s-a lăsat cu spirit intens acest subiect. Pentru cei care urmăresc mediul online, vreau să spun că ați văzut că am fost promovați ca fiind fruntași ai județului la numărul de dosare sociale. Și anume peste 351, cred că mai exact, noi și Stănișep, știu, nu contează. Din câte știu eu, după alegeri am cerut o situație și atunci era undeva în jurul la 500 de dosare, deci mai mult. Acum, o să-mi întreb pe domnul Bujor, să nu mă cânt când pentru că doamna viceprimară a afirmat că acum se fac anchete sociale. Ancheta socială nu se face la momentul
când se ia în evidență, când se dorește ca o persoană să intre, să fie, să-l beneficiar? Nu, ca să vă explic. Sau se face... Deci, conform reglementărilor care se poartă anul trecut, omul este obligat odată la 6 luni de zile să vină să-și actualizeze dosarul. Prin puterea care s-a dat de lege, putem să mergem să efectuăm anchetă de câte ori este necesar. Okay. Așa. Noi am demarat în ultimele două săptămâni o campanie de anchetă din poartă în poartă. S-a mers, s-a constatat și luna următoare se va vedea rezultatele. Așa. Ok, am înțeles. Da. Deci acum se va face o triere masivă a dosarelor de asistență socială, înțeleg, da? Practic asta înseamnă. Dom'le, în urma anchetei vom constata... Okay. Nu. Pentru că noi tendința și tendința generală este să-i acuzăm pe acești oameni. Dar ei, practic, sunt niște victime ale sistemului. Niște victime și toată complici ai sistemului. Pentru că la fiecare rând de alegeri, ei sunt rugați, practic. Hai să faci ajutor social. Deci asta este o mită electorală care a funcționat și la Corge și peste tot. De unde știți dumneavoastră? Este la afirmație. Deci, vă rog frumos, veniți cu dovezi. Nu v-am acuzat de ceva? Vă simțiți vinovată de ceva? În campania am fost care voi. Atunci de ce nu spuneți dumneavoastră? Am mituit alegătorii mei cu așa ceva. Spuneți și asumați-vă că așa ați mituit alegătorii dacă nu e vorba de altcineva. Vă rog să mă lăsați în termin. Ideea am fi. Asta este intenția, să știi, nu? Deci cum am zis, deci aceste persoane sunt victime și toate complici. Asta nu înseamnă că ei nu trebuie să-și îndeplinească datoriile pe care le prevede legea, da? Acel număr de ore pe care trebuie să le efectueze. Și dacă nu mă înșel, odată la 3 luni, iar ei ar trebui să meargă la Bacău, nu să demonstreze că sunt sau nu în căutarea unui loc de muncă? Sunt obligați să prezinte la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, unde dacă există posibilitatea, le se oferă un loc de muncă. Dacă dânci refuză... Trebuie să meargă personal, da? Personal? Nu spune legea așa. Legea nu spune. Deci noi, ca instituție, suntem obligați să depunem... Pentru că eu, din câte știu la Horgești, procedura este că doamna viceprimar merge în numele asistaților... Da, aici am greșit. Deci noi, ca instituție, suntem obligați, ca la începutul fiecare lună, să depunem către AJOFM lista cu beneficiarii de ajutor social care vor fi obligați în ora respectivă să meargă la viză. Doar atât. Care sunt obligați să aibă viză în respectivă. Se adună la primărie, vin oamenii să nu mai meargă până la Bacău, vin și aduc documentele și pleacă pe bază de tabel și nu de către mine, pleacă acel tabel cu hârtiile la Bacău și acolo la forțe de muncă se constată dacă sunt locuri de muncă în funcție de ce, că sunt în evidență persoane de pregătirea pe care o au, atunci... Da. Dacă oricum nu puteți interveni după fiecare. Spuneți la urmă ce aveți de spus, că așa, după, dacă după fiecare, le dați replica imediat, dăm replica aici până de seara. Lăsați toată lumea să vorbească și la urmă vă notați și dați replica. Cu un număr foarte mare de asistat social. Domnul primar, doamna viceprimar, ați luat vreodată o măsură de a contacta un angajator pentru a angaja persoane asistate social de la Horgești? Ați făcut adrese în acest sens? Dacă îmi permiteți, vă răspund eu. Deci, inspecția socială ne-a transmis în cursul anului trecut de 3 ori adrese prin care le-au comunicat în afișare la sediul primăriei, asistatul social, că se oferă locuri de muncă. Și? Deci noi nu-i putem obliga să-i trimitem la muncă prin chestia asta. Deci și dacă se doresc, se duc acolo. Dar dacă refuză aceste locuri de muncă, de câte ori pot... E treaba JOFM-ului. E treaba JOFM-ului, treaba noastră. Am înțeles că are dreptul să refuze de 3 ori. Acum se face o lege că nu are dreptul să refuze decât o dată sau cam așa ceva. Ca să mă apropii de final. Uită-mă la turnul Severin. Da, de aici deplasare. S-au lăsat un mare. Am primit această listă. Ea este bună. Majoritatea au fost trecute și anul trecut în listă. Din păcate, percepția generală este că nu se fac lucrări care să vadă, să fie ceva concret. Deci și la momentul ăsta, acum când se dezgheață apele, apele curg pe mijlocul drumurilor. Eu aș fi văzut ca astăzi, când văd soarele ăsta afară, să văd oamenii de la ajutor social că sunt coordonați de cine e responsabil, nu știu cine are în fișa postului, că nu știm cine are în fișa postului să-i coordoneze, să fie pe șanțuri, să văd că săpăm, că decolmatăm, că nu avem apă și că ne curge și că ne cară pietroaile la vale. Așa aș fi văzut eu normal. Nu știu dacă e normal sau nu, ce văd eu. Dar vă las pe dumneavoastră să decideți.
avem lista asta, aș fi văzut-o prezentată ca un plan și ca și durată, ca și termen, când se vor dori să se efectueze. Pentru că le aruncăm aici pe listă, după aia vedem noi ce facem. Cu o curățenie, da, e important să ai curățenie la biserică, la școală. Eu zic că ar fi important o curățenie generală în toată comuna. Și asta am discutat într-o ședință de comisie luna trecută, când chiar am sugerat, urmează școala altă. Nu? Implicăm și elevii, implicăm persoanele de la ajutor social. Hai să mișcăm lucrurile, să facem curățenie în comuna asta, care recunoaștem că e mizerabilă. Dar oamenii o fac mizerabilă, că nu s-a făcut singură. Hai să facem curățenie după aia, hai să luăm măsuri ca persoanele care, că auzim persoane care aruncă gunoaie și astea, hai să le atragem atenția prin urmă, dăm un avertisment. Îi vedem și a doua oară cât fac. Dăm amendă, trecem la amenzi, dar facem ceva. Așa, aprobăm un proiect, vedem ce se mai întâmplă, că nu o luăm de la capăt, dar bine, acum presimt o schimbare, că din câte văd noi an electoral, presupun că se va face o epurare și la viitoarele alegeri din nou se va mări numărul de asistați, dacă vom mai avea pe cine să mai facă. Și ar mai fi fost util, de exemplu, să vedem și un raport. Ar fi fost foarte util să avem și un raport pe anul precedent. Câte ore au fost efectuate, de câte persoane, cine le-a supravegheat. Deci nu știm ce s-a făcut. Așa din vorbe, dar nu știi cu cutărică că ai fost, că am fost noi acolo și am făcut. Ce e asta? Asta înseamnă, asta, așa facem noi ca să convinem că noi ne-am făcut treaba. Nu se face așa. Da, na, asta e treaba. Poți să dau răspuns? Și o singură... La fiecare persoană dau răspuns. Pentru că ni s-a cerut punctual. Este podul de la Tabarcea. Un pod care a fost acroșat de un tir acum ani buni. El este într-o continuă stare avansată de degradare. Și e un pericol. Acolo au fost autovehicule care erau cât pe cer să se răstoarne. Și pentru copii e pericol. Acolo ar trebui intervenit și făcut podul respectiv. Jumătate din el e căzut în retot. Acum încep. Cu podurile. Pentru că a fost ultima și e cea mai aproape. Da, podurile nu e numai cea de la Tăbarcea pe care îl vedeți dumneavoastră, mai este abia la Biserica Ortodoxă și încă un pod. Sunt trei poduri pe care, da, trebuie să le reparăm acum. Deci le aveam în vedere, domnul Consiliu, foarte bine că a spus și dumneavoastră. În afară de asta, de ce nu ați văzut oameni astăzi la ajutor social? Poate am greșit din două puncte de vedere. Primul ar fi pentru că s-a anunțat cod galben astăzi, s-a anunțat GER și era cod galben de la ora 2 și a doua, am uitat că dumneavoastră astăzi, fiind ședință de Consiliu, veniți în localitate. Că doar astăzi putea să-i vedeți. E greșeala mea și îmi cer scuze, o să am grijă, indiferent că plouă sau ninge, în ziua când... De atât sunteți capabile. Atât sunt capabilă, foarte frumos. Frumos, chiar nu vreau cu Costin Bujor, că vreau să avem și discuția aceea cu... de la ședința trecută. Deci asta este domnul Dămo. Nici nu știu acum cum să spun. Veniți și spuneți, vreau să vedem oamenii sau nu i-am văzut, să ne dați un raport. Da, domnul... Dar nu puteți totuși să dați replică de jumătate de ori la fiecare consiliu, nici domnul primar nu a făcut așa. Domnul, tu vezi că așa un raport, foarte de acord. Dumneavoastră, așa este, nu aveți cum să vedeți acest oameni. Nu știți ceea ce fac. Sunt ceilalți consilieri, au văzut oamenii și de aceea le și cer dumneavoastră, cum să vă cer un punct de vedere dacă nu vă văd eu pe dumneavoastră? Gata, haideți că aici se atacă cu personalii, să trecem mai departe. Nu, e vorba de... Acum, domnul Bujor, a fost o discuție și domnul Dămoc își asumă. La ședința trecută, poftim, domnul Dămoc, este aici referentul. A spus că a fost atenționat, cum a fost mustrat de către cineva din primărie că v-a pus la dispoziție acel tabel cu beneficiari de ajutor social. Uitați, puneți întrebarea personal să răspundă, nu este stresat, nu e traumatizat, vă poate răspunde și să nu aflăm dacă e bun. Păi dânsul e singur care are tabelul de ajutor social. Vedeți? V-a spus la femeia de serviciu? Dumnealui lucrătorul social. Pentru că domnul Dămoc face afirmații... Dar sunt atacuri personale. Domnul președinte, dar nu e atac personal. Data trecută a zis că a fost
mustrat, știu, era... cuvântul lui are dreptul să spună. Nu e adevărat, trebuie să ne asumăm ceea ce ne... Nu e adevărat, ceea ce spunem ne asumăm. Libertatea de exprimare. Cum adică? De ce spuneți dumneavoastră? Este egalitatea, dar să fie... Că dacă dați o replică, doamne, ori jumătate de oră, acum a venit domnul Crezdașul, o replică jumătate de oră, dacă iau cuvântul 5 consilieri, dar aveți 3 ori de... Și atunci dumneavoastră vreți să nu mai vorbesc doar ca să nu mai fie discuții. Nu, dar la urmă răspunzi la toată lumea, poate ce responsabilități aveți dumneavoastră? Pentru că noi ca și Consiliul Local am făcut viceprimar. Dumneavoastră, nu? Ați votat viceprimar. Știți ce atribuții are doamna viceprimar? Știți ce trebuie să fac în comunitate? Păi, la urmă ne spune. Doamna vice. Mulțumim că la urmă o să ne povestiți. Domnul Creu. Nu eu personal am obligația să vă pun la dispoziție fișa postului, domnul. Are alt. Oameni buni, de fapt și de drept, e bine cum se procedează în Consiliul Local, nu vreau să fiu răutăcios, dar chiar și primarul și viceprimarul, bine să aștepte, să-și noteze și la urmă să dea răspuns, pentru că așa ne intercalăm, ne jignim și nu ajungem nici într-o poziție cât de cât dinainte. Ce vreau eu să știu, s-a spus de multe ori în Consiliul Local, hai să afișăm odată oamenii ăștia, mare, să-i vadă toată lumea. Sunt, vă spun sincer, sunt oameni, vi dau pe nume dacă vreți, care efectiv nici n-au trecut, să facă un minut, să miști dropata aia. Dar nu, ei dau personal ca să nu fie cu probleme. Se lucrează pe la Ciupești, mai lucrează și în altă parte și așa au și bani aici. Nici nu ne cunoaștem. Eu nu sunt omul care să bag sub preș. Eu spun sincer și la obiect. Și domnul Bujor a plecat. Vreau să ne spună cât sunt. Da, uite, mi-a lăsat mie. Da, uite, cât sunt, domnule, acolo au ajutor social, să știm și la ora actuală, 354 de dosare. 354, extraordinar. Da, alea 200 care sunt plecate în Spania nu-ți baga. Îți bagați acolo. În Anglia, domnule. Astea sunt dosare în plată, domnule, cine au dosare. Nu aș dosare sus. Domnule, eu am zis câte dosare sunt în plată și face ca pe sunt dosare în plată, 30 dosare în plată. De unde știți? Ce? Dacă aveți ceva, cineva are cunoștință că-i plecat cineva, să spună scris. Așa e ușor să stăm pe marginea drumului și spune o plecat X, o plecat Y. Păi asta o zice, că un minut până... Dacă știți ceva, sau invers, domnul Cretu, dacă îmi dați voi, nu ne certăm și nu ne jignim. Dar dacă știți o persoană, dați cu subiect și predicat, asta vă... Nu că știu eu și vă dau personal. Dar de ce nu v-ați firmat? Da, domnule, eu știu pe Popescu și nu a făcut nicio oră. Asta vreau de la dumneavoastră, nu ne ascundim. Și când nu dau pe suplet, dar asta faceți. Bă, hai să ne asumăm dacă vreți. Nu dați bine numai pe cea, prin luminița, pe primarul sau pe viceprimarul. Dar hai și eu ca consilier. Bă, bă omule, bă, domnul primar, de ce îi dai lui Ungureanu ajutor social? Eu l-am văzut că e plecat sau nu a făcut nicio oră. Nu ați făcut chestia asta. Am văzut cu filmea. Păi n-am făcut chestia asta. Trebuie să facem poliție aici, poliție. Nu, primar. Bun, și atunci, eu revinitați-o dacă dați de voi. Când spuneți dumneavoastră și afirmați că s-au dat mită electorală pentru ajutoare sociale, cum faceți afirmația asta? Ce argumente aveți dumneavoastră când spuneți nici o roabă că o dat așa ceva în campanie electorală? Nu, cu domnul domnul. Nu, domnul meu. Dar a zis în campanie electorală și am fost candidat în campanie electorală. De asta m-am simțit. Deci atenție, domnul domnul. Deci nu puteți afirma să dați într-un om așa cum vreți dumneavoastră. Că ați făcut masă de electori. Să spuneți mie câte dosare a făcut Gigi Alciu Roabă în campanie electorală. Vă rog frumos. Atât am spus, cu număr, cu număr. Asta n-a fost partea doamnei viceprimar. Cu domnul meu. A mea a fost? Domnul meu. Domnul Dăboc, nici nu lucram în perioada când am fost în primărie, sunteți? Păi da, da, când afirm, adică de ce? Adică aruncat mâța moartă, miroasă și pe aia și cam încheiat subiectul, nu așa? Exact. Când face afirmații că am făcut ceva, eu vin cu subiect și predicat domnul meu, nu cu vicul. Nu, dar exact așa a afirmat și cu referentul a fost demonstrat. Cine i-a adevărat? Haideți să lăsăm oameni. Domnul președinte, gata, lăsați-vă să-mi termin. Replicile la urmă, haideți să lăsăm oamenii să vorbească. Deci mi-aș dori și chiar aș vrea să fac un amendament. Cel puțin odată la jumătate de an să se prezinte, domnule, ce au făcut oamenii ăștia. Și cu nume, cu prenume, când nu trebuie să ne ascundem. Este, domnule, un tabel cu ce fac oamenii, cum să nu fac? Unde este tabelul? Este afișat, domnul Crescu, este afișier. Este, chiar, dar este nu vă interesează, dar citit, nu ce să faci. Am citit. Dar sunt sumari trecute așa frumos, foarte exact. Și prezentarea care s-o facem aia. Dar ni s-a prezentat acum din astea ce s-au făcut și ce nu s-au făcut.
Într-un an de zi. Deci, degeaba să sub, îmi pare rău, o aștept să vină și îi spun direct. Îmi pare rău, doamna vicepre, vă supărați, dar haideți să oamenii ăștia să nu ne mai râd în nas. O parte dintre ei, nu tot. Sunt care vin, i-am văzut, recunosc, i-am văzut, dar mai, culmea, văd aceleași fețe mereu. Aceleași fețe mereu. Dacă parte... aceia sunt beneficiat de ajutor social, nu-i rămas și vedeți pe aceia și nu-i rămas. Dar din ăștia 300 și ceva, nu mai sunt și alții care trebuie să-i venim. N-aveți cum să-i vedeți pe cei din Soldor dacă nu-i rămas. Dar nu din Soldor, Hurgești. 350 nu sunt mai în Hurgești, domnul Hurgești. Nu faceți copii. O parte din ordine sunt în Hurgești. Dar n-ați dat voie și da. Deci amendamentul chiar vă rog să țineți. Dar la urmă o să se pună la vot amendamentul. Atât am auzit spus. Domnule Victor. Apoi ce să mai spun acum, domnule? Aș mânânesc, aș doar de să-și alezi de vreo 15 legete. Ia povestești ce ai pățit, domnul secretar, cu oaie. Când oaie? Când mergeam la Niloa. Ce venit aduce o oaie? Nu ți-ai minte că dacă nu te-o ura în vizări te-o? Ba nu, ți-am minte. Acum nu se întrerupe ședința? Da, ca un spirit de glumă. Ți-am minte că aceiași oameni care fac critici acum, erau și în consiliile vechi, tot cu oi, tot fără oi, și votau și erau de acord și nu se punea problema. N-a fost 500, atenție. Unele persoane, gata, mai de corect. Vedeți că a reacționat domnul Tufesc, așa am reacționat și eu. Stați așa un pic, n-am să vin cu amintiri. Când s-a amintit, probabil unele plăcute, unele plăcute. M-aș referi, mă, concret la proiectul ăsta de hotărâre. Și observa aici așa, chiar primul punct, Cosiciu întreținut zonă, drumul județean 252A, 252B, pe porțiunile care traversează satele comune. E corect, nu? Întrebarea mea este pe porțiunile care sunt între satele comune, ce le face? Cine curăță zonă? Da, dar satul este, ține, chiar dacă nu sunt case, satul ține când apare Soldor, după Soldor apare Recea, deci nu cred că există porțiune unde... Deci, include tot drumul județean 252A și 252B care traversează comună. Poți și viet Giosenii sau limita cu Giosenii, Văleni, Păr. Bun, perfect. Decomotat toate podurile, podiețele, toate șanțurile și șanțulețele și așa mai departe și, atenție, ați precizat dumneavoastră aici, la persoanele cu probleme sociale în interiorul satelor. Aici așa cred că era cazul să nu mai menționați, că 90% sunt cu probleme sociale, că sunt vârste și pensionari și așa mai departe. Tineretul, mare majoritate, este plecat sau lipsește, putea să meargă de la un cap la altul. Acum, celelalte lucrări care, pare rău, nu sunt de acord cu ideea și am discutat și în comisie problema asta. Dumnezeu, nu trebuie să spun că în luna februarie sau în luna martie decolmatez. Nu, părerea mea este. Pentru că decolmatez de câte ori este nevoie, de câte ori plouă. Dacă nu plouă, nu mă apuc neapărat să stau cu o imagine așa. Lasă-mi să stai acasă atunci. Dar să-l pui la treabă când este nevoie. Asta ar fi una. Și a doua problemă care o văd eu, să prezinte raport. Viceprimarul, că el răspunde, că pune un salariat sau pune o persoană sau un numește pe cineva. Că mi-amintesc că erau până acum unul care era plătit de primărie, dar nu mai nominaliza, îi vedea. Am avut ce pe, chestii care nu vreau să mi-amintesc. Viceprimarul să prezinte un raport cu ce au făcut. Dom'le, eu cred că raportul ăsta este scris în fiecare zi, dacă șanturile sunt curate, ce am nevoie să prezinte raportul viceprimarului? Dar să fie șanturile curate, că se văd astea, asta e lucru. De ce mă spune el mie că a curățat 2 km de șant cu ajutoare de social, dacă eu le văd tot înfundate? Nu mai bine să le aibă curate și să nu îmi prezinte mie raport, nu consilor. Asta ar fi o părere. Cam atât ar fi problemele prinse, problemele generale. Aici în asta. Și este corect că ultimul punctuleț, că nu e aliniat sau cum vreți să-l luăm, pune alte lucrări pe care primarul și viceprimarul le consideră necesare. Care se invest? Spirea Dumnezeu de o calamitate și așa mai departe.
Cealaltă problemă și aici nu am nevoie nici de răspuns, numai dacă vreți să întâlnim. Hai să lăsăm o dată problemele astea personale și râșile astea, că probabil în anul 2020, domnul Bogdan, când cine să mă zic, iar o să se înceapă să se formeze, iar o să se ducă, să scoate candidați, atunci vor fi buni toți dacă candidează și nu știu ce. Nu vor fi dacă trec la alte partide, chestiile astea, că mi-am inteles că așa o fost în 2016. Lăsați ora asta, Dumnezeu, terminăm o dată cu discuția aia. Înțeleg o parte din oameni că au așa, dar pe o parte chiar nu înțeleg de ce sunt așa de critici la adresa unor... Nu la diverse, domnul. Da, tot de ajutoare sociale e vorba. Tot este, mită electorală, tot o sare. Niciun candidat și niciun fost primar nu s-au opus la întocmirea ajutoarelor, la întocmirea dosarului de ajutor sociale cât am fost eu secretar. Din potrivă, ne-a aducea din mână. Sau, fă și altceva, nu, să vii întâi la mine. Deci se ducea acolo cu pălăria în mână și nu știu ce, după aceea ai văzut că eu îți dau ajutorul social. Nu ți-l dă secretar, el dă legea, domnule. Eu așa am spus la toată lumea. El dă legea, nu el dă primarul. Că dacă el dă primarul sau nu știu ce, el dă ilegal. Și asistentul social, sau ce care răspunde, dacă faci lucrul ăsta, greșește. Să lăsăm lucrurile astea, părerea mea. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule consilier, s-a început o campanie de vânătoare împotriva beneficiarul ăsta de ajutor. Cum e împotriva asta pe paralel? S-a început o campanie. Asta e problema, nu problema, problema cea mai grea e că sunt prea mari așteptările noastre de la oamenii ăștia care nu sunt în stare decât să târie un colț de sapă pe spate sau un urleț care nu-i bun de nimic, n-are nici coadă bună. Așteptările noastre sunt prea mari de la ei și ei trăiesc, unii din ei trăiesc sub limita nivelului de viață. Parcă nu știu ce bani ar fi ăștia de la ajutorul social, nu le mai încape să-ți cumpere ulei și ceva de pe la magazine, pe unde au, o mare parte din ei. Așteptările noastre sunt mai mari. Dom'le, rugă pe conducerea comunii noastre să vină cu alte idei, dom'le. Nu astea, că ăștia cu ajutorul social sunt tot în bărți, dom'le, tot cu gunoi. Hai să găsăm o altă soluție, dom'le, care să fie eficientă, să scăpăm de gunoaie, să scăpăm, să facem curățenie. Hai să ieșim mări și să lăsăm pe acasă. Domnul Crețu, stai un pic. De aia ne-a ales oamenii, că avem materie cenușie și venim aici că îi reprezentăm, venim cu soluții, cu proiecte, nu ne apucăm să strigăm noi acum când suntem pașa vodă, să vină nu știu cine cu colț de sapă să ne facă nouă drumul de la Horgeș, de la Suhodor. Hai să venim cu idei bune, să ne gândim, de avem să dăm aleși, domnule, să venim cu idei bune, cu soluții bune, să fie viabil. Stai, așa strigăm, am început o campanie acum, că nu le-am mai dat nici la ea, să nu mai mănânci nici banii aia, să moare capra vecinului, să rămână numai capra noastră, să meargă în două picioare, să luăm culoarea de scotei. Hai să vedem care e soluția cea mai bună, domnule, ca să putem scoate oamenii ăștia. Că nu s-au făcut nici până acum mare treabă, domnule, cu oamenii care primesc alea. Tot așa au tărit, tot aia niște burieni, ele au crescut, au făcut ei câte ceva. Cam de banii aia care ei au făcut, că nu sunt așa de mulți bani, domnule, banii. Dar s-au început acum o campanie, că cum n-ar mai trebui să mai ia nici pe ăștia. Dacă cumva nu vine cu sapa, nu vine cu grebla, să nu-i mai... Nu se poate. Așteptările noastre sunt prea mari. Așa, toți ne-am pus capul nu la ce ar trebui, ne-am pus capul cam ce ar trebui să facă blestămați ăștia de necăziți. Concret, domnul, veniți cu o soluție. Concret, o soluție. Eu v-am spus, asta am lăsat-o în sarcina celor ce ne conduc. Că de-aia i-am pus pe funcții mari noi. I-am ales, domnule, primar, viceprimar, avem aici oameni intelectuali și noi îi ajutăm de spate, domnule, sau un cap luminat, să facem ceva pentru comună. Dar propune, domnule, ceva care să-i schimbăm sau facem mai în locul lor. Nu avem voie decât o dată la un mandat. Nu ne convine de ei, mandatul de tot nu se va criticare care este de orator, jos pălăria. Cam atâta, domnule. Amendamentul domnului Tufescu. Domnul
La Sărbim. Domnul Daniel, da? La Sărbim, mult mai grea aia. Dacă am ajuns la 6, m-a sărit de vot. Consider că lista de acțiune pentru lucrări este completă, s-au prins cam toate, tot ce s-ar putea face cu oamenii ăștia. Deci ceea ce aș propune eu, aș zice să fie împărțiți nominal pe sectoare de lucrări. Adică în momentul când îi dai omului 2, nu 2 metri, zic 10 metri de șanț, el răspunde de șanțul respectiv, personal. Nu să-i punem grămadă, îi punem să faci 10 metri de șanț, facem acolo, să mai mută nu știu unde. În momentul când le-ai dat în primire 10 metri, dom'le, ăștia 10 metri să ai tăi. Tu îi curezi, tu îi faci și perioada de 2-3 luni, tu răspunzi de el. Să nu fie grămadă, asta vreau să spun, să nu-i punem grămadă. Și o altă problemă, în momentul când, deci aici undeva spunea că deci, să întrețină șanțurile și podețele la persoanele care nu pot să facă lucrul ăsta. Cine facem cu cetățenii care pot să facă și nu face? Pentru că degeaba facem noi șanț de la deal sau de la vale și cineva la mijloc nu îl face. Și apa tot în drum se duce. Deci ce facem cu oamenii ăștia care totuși au fost somați și tot nu au făcut nimic pentru chestia asta? Nu vă mai spun că după ce s-a dobit răpada, ar vrea să zic un aspect dezolant pentru comuna Vâlcești. Să vedeți câtă mizerie, câte pietre, am văzut-o câte... și chiar azi am vorbit, deci, bine că asta ține și de educație, pentru că omul nu se duce niciodată, nu se duce să pună o hârtie undeva unde trebuie sau să arunce un bidon, măcar pe foc aruncă-l, dacă nu-l condiționezi, aruncă-l pe foc, nu-l arunca în drum. Aici avem săptămâna viitoare, sigur, acțiune care se treacă zăpada, tocmai că am văzut și când te duci de la... pe drumul când mergi pe tine acolo și drumul principal. Da, am văzut. Un aspect tocmai de partea asta am și luat și nu numai acolo, deci mai peste tot. Inclusiv în sectorul unde merg eu și la galet. Avem o ține drumul, toate. Deci tot drumul, numai hârtii, numai crengi, numai de toate. Deci cum au fost defrișați copaci, au căzut crengi. Nu le-au luat nimeni de acolo. Chiar nu le-au luat nimeni de acolo. Dar nici din pădure numai, adică tulpina, crengi, nu le-a nimeni. Deci inițial ar trebui acționat în momentul când... lucrătorii de la ajutor social sunt într-un sector. Da, veniți cu un amendament? Nu, doar atât. Doar propun. Să fie făcut tot sectorul, adică în momentul când se meargă apa pe șanț, să fie continuitate la tot ce se face, la toată lucrarea. Așa aș propune, aș zice eu că ar fi bine. Da, Degeaba facem, cum e la școală la Recea, degeaba facem șanț la Recea la școală, dacă nici de la deal nu este șanț, nici de la vale. Pur și simplu face șanț să fie făcut, că asta trebuie să facă oamenii de la ajutor social. Dar de la vale nu curge apa, nici de la deal. Să duci pe drum. Și tot acolo rămâne apa. Da, era bun bulul excavatorul, vezi? Dar vin și ăla. Deci trebuie făcut ceva. Să știți că am luat și noi în calcul varianta aceasta de sector de drum. O să o luăm în cap și să vedem, să lăsăm câțiva atunci cetățeni pe care să-i folosim când sunt urgențe, când sunt alte situații, în afară de acea porțiune sau pe care le-o dăm. Doar o părere, o idee. Da, nu, e bun, dar o să... Da. Am mai excedent acolo cu 7 miliarde. Haideți să vedem amendamentul domnului Tupescu. Păi, e cu raportul să-l prezint, nu? Dar spune-l, măi, cum sună! Să se prezintă lunar. Păi da, dar ăsta nu poate fi amendat la proiectul ăsta de hotărâre. Că ăsta e cu lucrările care se execută. Raportul aduc eu separat din sarcinile mele. Am înțeles, am spus lunarul, să vedeți că vă prezint lunar raport. Da. Nu mai facem amendament? Dar nu e că aici sunt lucrările pe care le execută cei cu ajutor social, nu e vorba de raportul pe care îl prezint eu. E în atribuțiile mele să, dacă, adică mi-aș cerut, dacă o să completez. Până la ședința următoare, vreau să spun și eu unde se pune creangă în vreodată. Tot la ședința următoare o să vedeți și noi asta. Avem doi, cel puțin doi consilieri care se vadă doar la ședința următoare. Și restul o să vadă puțin mai devreme. Haideți să punem la vot proiect. Cine este pentru? Abținentăm, împotrivă, vorba de proiectul general, așa cum este, dar fără amendament. Doamna, doamna, o să ne prezinte și raportul lunar la Rusia. Fără să ne faci la mine. Sigur că ați înțeles. Haideți, domn președinte, continuați. Haideți, domn președinte. Da. 4, proiectul... Raportul lunar. Da.
Da, are ceva, domnul. Dar oricum e pus pe site. Într-o activitate? Nu, sincer, nu. E pus pe site? Da. Ai pus. Eu sunt pregătit să-l citesc. Toți realizările primarului. Nu, dar n-ai putea să ne preziți așa fără să citești? Ba da, dar totuși, da, atunci am făcut împreună, cred că ar trebui nici să-l vă citesc, pentru că am făcut toate astea, sunt făcute împreună. N-am făcut nimic secret. Ai spus că e aprobat. E doar nu trebuie să-l aprobăm. Dacă vreți, vă... Rezumat, dacă se poate, nu e lucruri concrete, ce rezumat să spun? Am rezumat cât s-au rezumat. Nu. Raportul de activitate. Atunci citiți-l. Da. Cel mai. Raport privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Vodești de Bacău în anul 2017. În baza prevederilor legii 215/2001, administrația trece peste preambul. Să trecem direct la lucruri concrete. În anul 2017 au fost emise de către primarul Comunei Horgești un număr de 815 dispoziții, vizând asistența socială, acordarea ajutorului social, alocate de sprijin și altele. De asemenea, în același an au avut loc 18 ședințe ale Consiliului Local, în cadrul acestor ședințe au fost adoptate 57 de hotărâri, inițiate de primarul Comunei, viceprimarul Comunei și de trei consilieri, mai puțin domnul singur, îl avem un proiect propus de domnul consilier Dămoc, și acolo aplicarea condusă la desfășurarea unei activități corespunzătoare pe plan legislativ și executiv. Raportul de colaborare cu instituții publice locale și județene și cu întreprinzătorii de pe raza comunei au fost foarte buni. Prin grijă secretarul comunei au fost întocmite dispoziții de convocare pentru ședințele Consiliului Local și urnea de zi și s-a consemnat procese verbale de ședință, modul în care a fost exercitat votul de fiecare consilier. Procese verbale au fost semnate de președintele ședinței de către secretarul comunei. Documente dezbătute în ședințe au fost depuse în dosare în vederea ajutorului. Hotărârile adoptate de Consiliul Local, precum și dispozițiile emise de primarul comunei, au fost înregistrate și în registre speciale, iar apoi înaintate instituției prefectului de Bacău pentru exercitarea controlului și legalitatea, precum și de îndeplinire. Aparatul de specialitate al primarului este alcătuit din funcționari publici, cât și din personal contractual, conform organigramei aprobate în Consiliul Local. În anul 2017 s-a pus accent pe creșterea competenței profesionale a angajaților primăriei Comunei Horgești. Acest obiectiv s-a realizat și prin angajarea funcționarul public și personal contractual pe criterii profesionale, prin concurs și prin participarea angajaților la programe de instruire și perfecționare profesională. În anul 2017 s-au organizat concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, un post pentru consilierul de asistență în cadrul compartimentul tehnic-urbanist și un post pentru secretar al Comunei Horgești. S-au urmărit modul de soluționare a petițiilor și răspunsat în termen legal, precum și expedierea în timp a util al corespondenței. Totodată, primarul, viceprimarul, secretarul și ceilalți funcționari ai primăriei au urmărit rezolvarea problemelor cetățenilor conform cu prevederile legislative în vigoare, aceștia acordând atenție cuvenită soluționării cererilor și sesizărilor. Vom prezenta în continuare activitatea pe fiecare compartiment. Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe. Conform organigramei aprobatul propriu de specialitate, compartimentul financiar contabil, impozite și taxe este compartimentul de specialitate, este pentru căruia autoritatea tutelară locală asigură managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Local Horgești. O activitate importantă a compartimentului a fost fundamentarea și elaborarea bugetului local de venituri și cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut în cadrul ședinței Consiliului Local din luna martie. Prin biroul financiar contabil s-a urmărit execuția bugetului, evidența veniturilor și cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitorilor și efectuarea plăților. Pentru hotărârea Consiliului Local au fost reactualizate impozitele și taxele locale. În general, mare parte al locuitorilor comunei au achitat la timp impozitele și taxele anul trecut. Avem și o listă de rămășițe pe care să vă prezint în continuare. Bugetul unității administrative teritoriale a fost întocmit și gestionat astfel încât să fie asigurate toate cheltuielile prevăzute în secțiunea de funcționare pe întreg anul 2017. Asigurându-se potrivit legii bugetului de stat pe anul 2017, pe lângă sumele alocate din TVA și sume din venituri proprii.
Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat de Consiliul Local prin hotărârea 15 din 31 a 3-a 2017. În bugetul inițial, partea de venituri și cheltuieli a totalizat suma de 7.396.000 lei. Lunar se efectuează deschiderea creditului bugetare pe baza cererii de deschidere de credite a dispozițiilor bugetare și a notelor justificative pe fiecare capitol și titlul din buget, cu încadrarea sumelor pe cele patru trimestre lunare. Fără credite deschise, nu putem efectua plăți, salarii, bunuri și servicii sau investiții. La plata fiecarei sume din secțiunea de dezvoltare investiții se întocmește situația de angajamente legale și proiectul de angajament pentru fiecare obiectiv în parte, astfel trezoreria nu poate plăti. Pentru angajamentele legale, începând de anul 2017, trebuie lucrat în programul, este un program anume specific electronic, programul Forest Book. Neavând sume angajate și receptări în acest program, trezoreria nu poate plăti niciun ordin de plată depus de instituție spre decontare. Și aici vreau să vă fac o paranteză pentru cei care au fost conducătorii unității, ordonatori principali de credite. Dacă până în anul 2017 plata se putea face mult mai simplu, acum trebuie sumele respective trebuie cum să vă spun eu, asigurate, că durează un timp destul de mult, în jur de maxim 10 zile. Trebuie sumele respective să le angajăm, angajamente de plată și apoi se face, după ce primim ok prin Forest Book, putem să facem și plățile. Așa, în parcursul anului bugetul a fost rectificat de 6 ori, au păstrat învierări de credite, bugetare, majorări de venituri și cheltuieli, modificări ale listei de investiții în funcție de necesități. În bugetul final, cheltuielile secțiunii de funcționare au fost în sumă de 6.614.520 lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost în sumă de 963.000 lei și avans primit de la Uniunea Europeană și AFIR în sumă de 4.539.000, cei care le-am adus astăzi la noi. În total, 12.116.520 lei. Referitor la execuția de casă, plățile efectuate în anul 2017 au fost, cheltuielile personal, 1.052.421 de lei, cheltuieli cu bunuri servicii, 223.345, transferuri bugetare, 54.998, învățământ asistență socială, 72.495, cultură, recreere și religie, 91.253, asistență socială, asistent personal, 431.877, asistență socială, persoane cu handicap, ajutoare de urgență și ajutoare de încălzire, 661.477 de lei, asistență socială, cheltuieli cu UNICEF, 9.999 de lei, locuințe, servicii de dezvoltare public, iluminat, 68.459 lei, protecția mediului, colectarea deșeurilor cu noi, 80.340 lei, transportul drumuri și poduri, 151 și de zăpezire aici, la nivelul transport, 151.707 de lei, cheltuie cu investiție, 733.791 de lei. La data de 31.12.2017, execuția de casă s-a încheiat cu un excedent de 5.012.190 lei, dintre care vă facem, așa cum am spus, 4.539.000, fiind cei bani primiți ca avans de la AFIR pentru alimentarea cu apă. Menționăm că excedentul anului curent, cumulat cu excedentul anului precedent, totalizează 7.115.246,76 lei, sumă ce poate fi folosită pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, lucru care l-am începând de prin hotărârea pe care dumneavoastră prin proiectul produs și hotărârea care a luat-o, am început să-i aducem pentru aceasta, pentru finanțarea cheltuielilor. În aspect de asemănație, se face în existența bugetului local al comunei, nu se regăsesc cheltuieli financiare legate de rambursări și credite și plata aferentă acestor, întrucât această unitate a gestionat cu prudență, exact ce vorbeam mai devreme, pentru cheltuieli existente, neapelând la împrumut. Gestiunea financiară s-a efectuat cu respectarea legii și a responsabilității fiscal-bugetare. Referitor la salarii, activitatea compartimentului față de indicatorul salarii este următoare. Întocmirea statelor de plată, dar, na, vă spun activitățile, dar nu cred asta e problemă. Lunar se întocmesc și se transmit, e logic.
Din evidență, da, dacă vreți vă spun, dar nu spun cu sumii. Întomirea cecurilor, deci sunt activități pur tehnice. Bun, din evidențele primăriei, aici, dacă așa, am rezultă faptul că la finalul anului 2017 s-a înregistrat un număr de 3702 contribuabili, din care 3655 persoane fizice și 47 persoane juridice. Rămășița la 31.12.2017 este în sumă totală de 2.165.169 de lei. Suma încasată în anul 2017 este de 679.332 de lei, defalcată după cum urmează. Impozit pe clădiri, dacă vreți vă spun cât e la fiecare, impozit pe clădiri 71.700, astea sumele încasate. Așa, totalul încasărilor 679. Scuze că vă întrerup. Da. Am încasat 670.000. 679.000. Și n-am încasat 2.100. Exact așa. E un procent foarte mic din casă. Da, dar e rămășiță care tot. Da. Deci, după aia tehnic, încă o dată, dacă îmi dați voie, vi-l spun și după aia tehnic, discutăm tehnic. Discutăm tehnic. Era că s-o încasa 69% din noi și eram numai... Nu vă interesează cifrele. Păi nu mai cifrele n-ai cum să-ți dai seama, pentru că încasarea se face continuu. Încasări cu debit, deci din cele 679.332 de lei, încasări cu debit 335.189, încasări rămășiță 297.125 de lei și încasări cu debit 47.018 lei. În perioada 1.1.2017-31.12.2017, compartimentul impozitației au efectuat declarații de impune, certificații fiscale și toate activitățile pe care le-au făcut. Referitor la starea civilă, acesta a zis la conformitate cu legea 190/196, republicată pe HD 64/2011, au fost eliberate următoare actele, înregistrate. Acte de naștere, dacă vă faceți dumneavoastră o părere, 24 de acte de naștere, acte de căsătorie 39, acte de deces 47. Aderinică. Da. Asta este un adevăr. S-au eliberat un număr de 58 de certificate de deces și 79 certificate de căsătorie, 93 de certificate de naștere. Asta vă refer la duplicate, nu neapărat la la registru agricol. Pe bază pe linie fond funciar, dacă vreți, documentație de validare teren întomite și înaintate la Comisia Județeană Bacău, 46. Documentație pentru emiterea titlului de proprietate, 12. Titlul de proprietate emis în baza HCG-ului, 9. Documentație pentru aplicarea titlului de proprietate, 8. Măsurători efectuate, 55, în urma unor litigii. Totodată s-au făcut, suntem în derularea cadastrului sistematic. S-au finalizat documentele pentru sectorul 68, Humărie, Tolocuță, Poarta Viei, Cetățuie, pentru 336 de imobile și predarea acestor la societate care s-a încheiat contractul de prestări servicii pentru a fi plătită prin OCPI. Efectuarea măsurătorilor și documentației necesare pentru număr de 6 sectoare cadastrale, respectiv dealul Teierului, dealul Țiganului, Chisten, Înțăgatul Viei, Lutărie și Palanca Pădurei, întocmirea fișelor de interviu pentru imobile care sectoarele cadastrale, ce mai sus evidențiate, înregistrau un număr de 113 contracte de arendare, eliberau un număr de 85 de adverență APIA și lista continuă. Compartimentul registratură. S-au înregistrat în registrul de corespondență generală un număr de 11.588 documente intrări și din care s-au remarcat cereri pentru eliberarea adverențelor în conformitate cu registrul agricol, evidența muncii, anchete sociale, certificate fiscale, de urbanist și producător și certificat de producător agricol. Dacă le împărțim așa pe bucătele, 10.852 de bucăți, adeverințe rol registru agricol, pentru că de identitate, din tabulări, notar, proiecte, 47 de carnete de comercializare produse agricole, 47 de atestate producători, 485 adeverințe pentru EON, 20 adeverințe de pensii CAP, 55 adeverințe de venit pentru bursă, 85 alte adeverințe. La compartimentul de urbanism. Pe lângă materialele pe care le folosesc, le eliberat din alor, în 2017, și vreau să vă spun partea asta mai mult, în 2007 serviciul amenajat a emis o serie de autorizații construite pe lângă populație, pentru eliberarea de importanță și bine ar fi fost să vă spun și partea asta cum
număr de autorizații, 37 de autorizații de funcționare, dar văd rezolvat 5.700 a eliberat un număr de 12 certificate de atestare a edificării construcției în popul intabulării. Da. Totodată, în anul, deci v-am spus, în anul 2017, Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului au emis o serie de autorizații de construire pentru obiective de infrastructură pentru Comuna Vorgești, cum sunt reabilitarea școală pe plus 1 Vorgești, construire împrejmuire sediul primăriei, construire și extindere de rețea electrică Galev și Zohodor, construire extindere de rețea Zohodor, da, pentru un alt public. Pentru activitatea de achiziții, în decursul anului 2017, în ceea ce privește achizițiile publice la nivelul primăriei Vorgești, s-au achiziționat direct servicii, produse și lucrări. Lista este destul de mare, conține un număr de 49 de produse. Dacă vreți să le citesc, dacă nu, cum vă doriți, așa, s-a procedat la achiziționarea directă de la... Deci, astea sunt achiziționate prin SEHAP. S-a mai procedat la achiziționarea directă la magazin pe baza de comandă și nu prin intermediul catalogului electronic SEHAP, a materiilor sanitare, de curățenie și a achizițiilor pentru a scurta timpul de așteptare, urmărind ca pe viitor procesul achizițiilor efectuate electronic să crească față de anul 2007. Din principiu, a trebuit să fie toate achiziționate prin programul electronic. Durează să dă acceptul și toate chestiile astea și sunt uneori anumite produse cu strict de maximă urgență pe care le-am luat și prin pe baza de contract cu societăți și au fost luate direct prin încredințare directă. La compartimentul de asistență socială, dacă tot am ajuns, la începutul anului 2016 era în evidență un număr de 328 de dosare, mă refer la pagina 16, iar la sfârșitul anului un număr de 357. Nu mi se pare o creștere chiar atât de semnificativă, e vorba de în jur de 30 de dosare în cursul anului. Această activitate, dar nu a fost anul electoral 2017. Așa. Da. Asta ca să răspund celor care mai cred că pot face chestia genul ăsta. Aceste activitate se realizează în următoarele etape. Consiliere, ca să vedeți un alt mod așa. Consiliere pentru întocmirea dosarului de ajutor social. Deci omul vine pur și simplu și întreabă, domnule, întreabă colegul de asistență socială, domnule, mă încadrez conform veniturilor sau nu mă încadrez? Da sau nu? Colegul răspunde, da? Dacă consideră că nu răspunsul respectiv, se adresează cu cererea primarului și se verifică veniturile din declarația respectivă. Înregistrarea și verificarea dosarului, efectuarea de anchete sociale, confruntarea datelor din dosar cu realitatea din teren, s-au întocmit în anul 2017 1170 de anchete sociale privind acordarea, verificarea semestrială și ori de câte ori au fost sesizări și probleme. Și emiterea dispoziției privind acordarea, deci în urma când dosarul este gata, ca să o luăm așa, deci consilierea, înregistrarea, verificarea dosarului, efectuarea anchetei sociale în care se dă ok-ul că dosarul respectiv poate să meargă în plată, se emite dispoziții privind acordarea, suspendarea, depinde de reluarea sau încetarea plății venitului care au fost transmisi către AJPS Bacău. Tot în conformitate cu legea 468/2001, am primit un număr de 311 cereri pentru ajutoare în încălzirea locuinței, pentru care am procedat la întocmirea situației centralizatoare, satelor de pată, am trimis la JPS, au făcut plățile, ultimele plăți pentru ultimele beneficiari s-au făcut chiar la începutul lunii februarie. Așa, în anul 2007 s-au primit și un număr de 70 de solicitări privind ajutoare de urgență, pe care am efectuat anchete sociale necesare și s-au întocmit statele de plată aferente. În perioada septembrie 2017-octombrie 2017, în urma celor depuse de locuitori comunii, am efectuat un număr de 70 de anchete în vederea obținerii de către copii solicitanți de burse sociale prin programul Bani de Liceu. În conformitate cu legea 277, tot privind asistența socială, alocația de susținere a familiei, cu modificări și completări ulterioare, la începutul anului 2016 era în evidență un număr de 381 de dosare, iar la sfârșitul anului 2017, un număr de 339. Aici au scăzut.
sau alocația pentru susținerea familiei era condiționată undeva de participarea tuturor copiilor din familie la, la școală. Apoi s-a revenit, situația este în fluctuație și aici, dar este o scădere. Această activitate se realizează consilierii, la fel ca și dincolo la dosarele de ajutor social, se face același, același lucru cu înregistrare, consilierii și toate. S-au efectuat 1126 de anchete pentru acordarea și verificarea acestor date. S-au emis dispoziții și au fost emise către AJPZ Bacău în vederea efectuării plăți. Legea 61 privind alocația de stat. Am primit un număr, au fost înregistrat un număr de 107 cereri pentru copiii noi născuți în România și în spațiul UE, acestea fiind transmis către AJPZ Bacău. Am primit un număr de 113 cereri pentru modificarea alocației de stat, alocație de susținere a familiei, modificare de plată prin mandat poștal, modificare de nume. Este o totală modificare de adresă, restanțe și toată chestia asta. În anul 2017 am primit un număr de 15 solicitări de transfer electronic către AJPZ din diferite județe. Cele care au fost soluționate, persoane au putut astfel beneficiar de dreptul de asistență socială la AJPZ Bacău. Și aici am să vă explic. Dacă o persoană are domiciliu în alt județ, domiciliu factic, dar cel legal este reședința în alt județ și reședința la noi. Așa, și reședința la noi. Au fost îndrumați pe a face dosarul de domiciliu, să facă buletinul domiciliu la noi, sau, și apoi ar trebui să facem și un transfer electronic a datelor respective din județul respectiv către AJPZ Bacău și abia atunci au intrat în... Am avut numai 15 solicitări, așa. În conformitate cu 248, privind stimularea participării în învățământul preșcolar copiilor proveniți din familii defavorizate. Pentru anul școlar 2016-2017, s-au lucrat un număr de 140 de dosare, pentru care s-au efectuat un număr de 140 de anchete, fiind distribuite în perioada ianuarie 2017-2017 un număr de 752 de etichete sociale în valoare de 50 de lei fiecare etichetă. E vorba de etichetele de grădiniță. Pentru anul școlar 2017-2018 s-au lucrat un număr de 118 de dosare, pentru care s-au efectuat un număr de 118 anchete, fiind distribuite în perioada septembrie-decembrie 2017 un număr de 402 etichete sociale în valoare de 50 de lei fiecare. Iar în perioada septembrie-octombrie, în urma cererilor depuse de locuitori cu ANFE, s-au efectuat 70 de anchete sociale și la chestia asta ne trebuie o situație de la școală cu absenție. Condiția este ca să ia etichetul de grădiniță să n-aibă absenție. O altă activitate în cadrul Matei Vorgești, o avem centru comunitar, conform, având obligația de implementare a obiectivelor strategiei naționale de sănătate și altor strategii sectoriale, în dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și centrul comunitar existate, între localitățile selectate se află și comuna noastră, deci suntem în strategia Guvernului de incluziune aflați în dificultate, Guvernul nostru în parteneria cu UNICEF, testează un model de intervenție integrată în 49 de comune din județul Botoșani și Bacău, printre care și localitatea noastră a fost selectată. S-a semnat o convenție de către conducerea din 2015 a primăriei, o convenție de colaborare cu UNICEF, în luna februarie 2015, ca urmare acestui fapt, este demarată activitatea de culegere de dată din localitățile componente, prin recenzarea tuturor gospodăriilor existente, pentru finalizarea acestor a fost transferate atribuție a doi funcționari din cadrul primăriei și ulterior a fost angajată încă o persoană pentru completarea echipei comunitare. După realizarea lucrării și culegerea dată pe baza indicatorilor obținuți, centralizarea și prelucrarea informațiilor, precum și discuțiile purtate la seminarele organizate, a fost elaborată metodologia de furnizare a serviciilor integrate în nivelul comunității, precum și colaborarea la alcătorului unui set de acte normative cu aplicare la național astfel. Privitor la locul ăsta, vreau să vă spun că am avut deosebită plăcere și onoare de a fi selectați de către partenerul UNICEF ca și comun în care a fost, am avut mijlocul nostru prezența unei delegații de la Ministerul Sănătății din Republica Moldova,
zic cu onoare, pentru că au fost selectate din cele 49 de localități de la nivelul județului Bacău, au fost selectate două, acolo unde acest program funcționează, au fost comunele Sarata și comuna Horgești. Pentru a venit ca pilot, adică să le explicăm celor din Republica Moldova cum merge activitatea noastră. Bun, rezultate obținute la autoritatea tutelară. Avem și aici referitor, dacă vreți intrăm la activitatea desfășurată, deci tot în cadrul centrului comunitar, mai avem pe lângă asistență socială, asistență medicală comunitară și servicii integrate și autoritatea tutelară. Practic aici compartimentul respectiv are rolul de a identifica și soluționa probleme sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, adulților, vârstnicilor și familiei. Prin legea 448 privind protecția persoanelor cu handicap a fost întocmit un număr de 92 de dosare și anchete sociale pentru acest beneficiar. Copii cu, tot la fel, am avut planul de servicii pentru copii plecați în străinări cu părinți. Mă gătesc ca ținul numărul de sunt. Copii cu părinți plecați în străinătate s-au aflat în situații de risc, planul de servicii 102, notificări persoane plecate în străinătate 24, mediere familie cu persoane în străinătate 6, referire familie cu copii veniți în străinătate 3. Privind drepturile copilului, măsuri de protecție specială, plasament 6, reevaluări, protecție specială 8, solicitări informații urgențe 4, sesizări la 9-3, am avut și din telefonul copilului 12, sesizări IPG minori cu fapte penale 2, copii cu abandon școlar 26, monitorizări cu utilizarea CPC 16, cu echipa mobilă 8, centrale caracterizări, AMP 6, recomandări AMP 6, mediere familie copii în situații de 8, monitoare integrală familie 4 și tot așa. Efectuarea de investigații psihosociale în vederea exercitării autorității părintești și stabilirii dreptului domiciliului minorului în cazul de divorț pentru un număr de 35 de cereri primite de la instanțele judecătorești și notarii publici. În această perioadă au fost efectuate și 100 de anchete sociale și psihosociale. S-au distribuit un număr de 216 cupoane transport gratuit pentru veteranii și veteranii de război. La asistența medicală comunitară, starea de sănătate a populației este afectată negativ de lista de acces redus la servicii de îngrijire a sănătății, la medicație și programele de educație prevenire sanitară. Prin cele două tipuri de activități, respectiv activități medicale profilactice și activități sociale, asistența medicală comunitară asigură furnizarea de servicii integrale, medicale și sociale, flexibile și adecvate nevoile beneficiare. La noi avem serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar. Potrivit prevederilor articolul 4 din HCG 459 din 2010, pentru aprobarea standardelor de cost, an pentru servicii acordate la unității medico-sanitare și a unor normative privind personal de unități de asistență medico-sanitară și personalul care desfășoară activități în asistență medicală comunitară, ar veni un asistent medical comunitar la 500 de persoane, noi o facem la 5.000, și un mediator sanitar la 700 de persoane. Deci ne-ar mai trebui încât, dar deocamdată noi credem că am ajuns să... Bine, mai sunt unele lacune, dar asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar au desfășurat acțiuni în care au vizat educarea și informarea pe teme mamei minore, unde avem probleme destule, precizând riscul unei căsătorii la vârste fragede și implicit riscul unei sarcini în timpul, la vârste timpurii, abandonul școlar, avem probleme, venituri insuficiente, nu mai spunem, lista unei locuințe pentru noua familie, la fel probleme care ne confruntăm. Planificarea familială, evitarea unei sarcini nedorite, igiena locuinței, aerisirea corectă a încăpierilor, încălzirea locuinței, igienizarea, toparea, instalării, grasiei, precum și asupra riscului expunerii la temperaturi scăzute sau foarte ridicate, în special a copiilor, vârstnicilor, dar celor suferiți de boli cardiovasculare. Asistentul medical și mediatorul sanitar colaborează cu personalul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei, precum și cu alte instituții cu componență în soluționarea cazurilor. Poliția, am fost
acolo împreună cu echipă comună, cabinete medicale, avem o colaborare foarte bună cu cele două cabinete medicale individuale din comună, Spitalul Județean a fost cazul în care am intervenit și nu avea cine să zice, nu dăm nume persoane la care au refuzat copiii să se ducă să-și ridice părintele din spital. Și ne-au sunat de la urgență și au trebuit să mergem cu echipa de asistență socială să aducem bătrâna de acolo. Sau bătrână. O chestie destul de dureroasă chestia asta. La DSAPC, școală, biserică, au colaborat cu fiind coordonatori prin specialiști DSP. Au participat la campanie de vaccinare. 165 de copii au fost vaccinat. Avem destule probleme și aici, mă referăm la toate chestiile astea. Servicii acordate sunt totodată în cadrul acestui proiect UNICEF-ul, fac parte în comuna noastră începând din 2015 și pe lângă care lucrătorii comunitari angajați ai primăriei împreună sunt și în cadrul școlii angajați prin Cîjărae, un mediator școlar și un consilier școlar, care sunt plătiți de către Cîjărae, dar fac parte din programul UNICEF. Serviciile acordate sunt identificare, în primul rând, informare, consiliere, evaluare și referire, acompaniere și sprijin și monitorizare în cazul în care se întâmplă evenimentul. În anul 2017 au fost identificate și încadrate în aplicația Aurora, aplicația specifică, un număr de 1501 gospodării, de acolo s-au dus, în care au generat un număr de 921 de vulnerabilități. Deci bagă datele în programul ăsta, în aplicația Aurora, în familia respectivă și acolo fiecare membru al familiei generează numărul de vulnerabilități a fiecărui membru de familie. În cadrul micrograntului finanțat de către UNICEF au fost desfășurate 12 activități specifice la care au participat un număr de 105 copii și 50 de părinți. Din finanțarea obținută s-au efectuat achiziții pentru dotarea și amenajarea centrului comunitar, vechiul sediu al primăriei, precum și materiale necesare desfășurarea activității. În parteneriat cu PSI, tot centrul comunitar, s-a organizat o activitate cu un număr de 30 de elevi al școlii Hocești. Aici, pentru realizarea unei investiții de infrastructură comunitară, au fost organizate 5 întâlniri, la care o parte dintre noi au fost, mă refer cu domnul consilier, eu cu doamna viceprimar am fost la majoritatea, cu reprezentanții fundației Terdeom, am zis bine, prima dată, Elveția, în care au participat autorități locale, director școli, poliție, consilier local și număr de 26 de părinți și 49 de copii. O să vă spun ca proiecte, după aia se regăsește și întâlnirile acestea. Pentru obținerea finanțării activității pe anul 2008 s-a organizat grupul de lucru a membrilor fundațiilor Botnar Elveția. I-am avut în mijlocul nostru pe cei de la Botnar. Unde au participat un număr de 38 de persoane invitate, reprezentat din Direcția Sănătate Publică, DGASPC, Cîjărae, director de școli, medici și membrii ai comunității. Bun. În cursul anului 2000, angajații cel cum au participat la 6 cursuri de instruire, în fine, cu TBC, au fost organizați campanii TBC și campanii vaccinare rujeolă, răurând, în colaborare cu DSP. Serviciu voluntar pentru situații de urgență. La nivelul comunii noastre funcționează serviciu, noi avem un desemnat cu atribuții, pe serviciu SVS cu atribuții, nu avem angajat, având ca activitate principală protecția și stingerea incendiilor. În anul 2017 au avut loc un număr de 5 incendii de locuințe, pentru care și una cu dureri în suflet cu victima, și 4 incendii de pace și mili. Și la nivelul comunei avem un număr de 30 de voluntari, serviciu de așa. Bun. Proiecte și programe de dezvoltare. Aproape am ajuns, dacă v-ați spus, mai avem un lucru. Finalizarea investiției, construire magazine de lemne și împrejmuire spațiu de joacă la grădinița Regea. Deci, în cursul anului, deci proiecte și programe realizate și în anul 2007. Alimentarea cu apă și canalizare, stație de depurare în statele Sovodor, Regea și toate celelalte. S-a semnat contractul de finanțare în cursul anului 2007 și a obținut avansul de 4.539. V-am spus, suntem în derularea pentru achiziționarea PT-ului și apoi a execuției.
achiziționarea unui proiectul de achiziționare unui bultul excavator pe Ngal, cetatea Tamasidava. Am reușit să obținem un proiect de acționare unui bultul excavator pentru întreținerea spații verzi, dosar depus în nivelul în cursul anului 2017, semnat la ora actuală în 2018, la începutul anului, semnat contractul de finanțare pentru obținerea finanțării. Astăzi, prin votul dumneavoastră, am dat ok-ul, urmând să facem pașii următori pentru achiziție. Nu în 5 ani, așa cum unii optimiști dintre dumneavoastră, poate reușim undeva în mijlocul verii să-l avem. Reabilitarea școala gimnazială P plus 1 Hogești, au fost finalizate lucrări din înlocuirea acoperiș și întâmplării exterioare. Ne dorim să continuăm în anul 2018 pentru definitivare. E vorba de anveloparea termică a acestui obiectiv. Construirea împrejmuirii sediu GARP, sediu primăriei, așa, proiectul de extindere rețea în cele două zone pe care din cauza timpului nefavorabil au venit și au întins stâlpii, dar așteptăm un pic să se dezghețe. Suntem pe cod galben, dar se pare că nu chiar atât de urât. Da, asta e, avem răbdare, știu, niciodată nu spun niciodată, da. Eu și eu am zis același lucru, am primit avertizarea vineri după amiază, vinerea trecută. Sâmbătă foarte frumos, eram toată lumea la soare, zic, măi, nu se poate, cum să fie, sâmbătă noapte de gansă, n-am dus, doamne, viceprimar, să ne putem organiza. Ai citit ceva pentru... de asfalt acolo? Poftim, ascultăm. Da, bun. Apoi, construire școală cu clasă 1-8, după aia vorbim și așa. Proiect de construire școală cu clasele 1-8 în satul Sohodor, depus pentru finanțare la Ministerul Dezvoltării și semnat contractul de finanțare la începutul anului 2018. Proiect construire pod pe Sipârâul Răcătău la punctul Zodian, asigurând legătura cu satul Mărescu, depus la finanțare la Ministerul Dezvoltării. Ni s-au cerut câteva completări, le-am făcut împreună cu proiectantul, așteptăm să fim chemați să semnăm și acest proiect de construire acestui proiect. Modernizarea și dotarea... Finanțare. Modernizarea și dotarea cronicătoria Răcătău, depus pentru finanțarea la AFIR. Vreau să vă spun că în cursul lunii, la începutul lunii martie, am avut vizita în teren de la cei de la AFIR. Ne-au cerut câteva reglementări, ni s-au pus la dispoziție. Așteptăm să intre spre finanțare și acest proiect. Finalizarea sistemului supraveghere pentru un număr de 17 camere video poziționate în punctele strategice din comună, susținerea și dezvoltarea zilei de sărbătoare a comunității, ziua Comunei Horgești, așa cum am făcut, acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură, acordarea de stimulente financiare a familiilor care au împlinit în cursul anului 50 de ani de la căsătorie, acordarea de cadouri cu ocazia Crăciunului în cadrul programului Pomul de Crăciun, demarare proiect de parteneriat cu Fundația Tărți de Dom, la ora actuală am semnat parteneriatul cu dumnealor, sunt prinse cele patru grupuri sanitare în cadrul acestui proiect. Sperăm, suntem la s-a acționat parteneriatul, așteptăm următorii pași pe care, totodată, chiar aici, deținerea și pedruirea drumului comunal și Sătești, la fel, lucrări de dezăpezire drumul comunal și Sătești, atât cât a fost anul trecut, mai mult sau mai puțin anul acesta. Eu zic că acestea sunt pe scurt realizările anului 2017. Unii dintre ele au fost finalizate în cursul anului, altele urmează a fi finalizate în cursul anului acesta. Țin să mulțumesc în numele personal și a conducerei pentru sprijinul Consiliului Local, pentru sprijinul acordat în realizarea acestor obiective și mă bazez în continuare pentru buna colaborare dintre legislativ și executiv. Vă mulțumesc! Numai un pic, dacă îmi permit, da. La taxă și impozită aveați și lista cu cei datori? Nu, aveam numai pe tot acum. Deci lista e ce așa. Lista e, dacă-s două milioane, lista e listă. Da. E destul de stufoasă. Da. Mulțumesc. Plăcea. Da, treci în următorul punct. Întrebări și interpelări. Dar ce să mă scrieți acum? Da. Și primii, domnul
Nu mă mai seresc rău. Scurt, mă grăbesc. N-am înțeles de un președinț. Dânsul, încetul, roadă și... Nu se vorbim. Mai două candidat? Prezentat? Prezentat, nu trebuie votat. Nu știu ce faci. Da, de ceva, obiectii. Păi, o unde vede? Nu poftesc eu, eu nu poftesc domnule, dar poftesc că mi-a luat să întrebați cu cine este, poate au de spus ceva domnule. Păi chiar e, asta chiar e simpatic. Că el mai adorme și că se trezește în trecutul următor. Nu, o dă foarte serios. Poate mai aveți, poate am tărit voi anumite lucruri, poate... Spune și noi părerea, nu? De asfalt n-a spus nimic că domnul. Domnul, îmi pare rău, proiectul de asfalt nu ne aparține. Și atunci n-am cum să mă lau niciodată, eu ca primar al comunii Horgești, cu un bun pe care îl face altcineva. Un demers acolo, am mai făcut. Am și dacă, spunem, dacă vă spunem demersurile și nu avem argumente, cum să mă lau cu, cu demersurile? Da. Ce apare și de așa, a fost și da. Discuții, a fost trimis la, documentația a fost trimisă la NRMAP, adică cel care verifică toată documentația pentru licitație. A fost, întocmită conform legii, a fost avizul ANRMAP-ului, a fost aprobat în luna martie în ședința de acum, săptămâna trecută au ședință de Consiliul Județean și au aprobat documentație, pentru că nu e vorba doar despre drumul județean. Da, șase drumul județean. Și pe, în luna aprilie, din ceea ce știm, este că se scoate o licitație pătrată de drum. Pentru executare. Iar pentru executare, nu putem să spunem, după licitație vedem dacă se face contestație și apoi... Iar cu drumul, cu reparatul, s-au luat legătura, avem primit și poze, avem toate informațiile, am arătat și la o doamnă consilier că a venit și l-a întrebat. Au zis, este răspunsul, dacă vezi, îl citesc atât, imediat cum se usucă, se repară drumul. Avem asigurări că... Județean. Am zis, domnule, până vine asfaltul, hai să-l reparăm, că nu se mai poate da. Spune. Deci se repară sigur și nu numai că se vine cu grederul, se vine și cu cantitate de balast. Au fost și multe precipitații. Domnule primar, o întrebare am văzut astea. După cum ați David era foarte, nu? La proiecte, la hârtii, stăm excelent de bine. Da. Câte din proiectele care ne-ați prezentat le veți duce până la finalizare în următorul 2 ani? Mi-aș dori toate. Sincer. Nu aveți o... Eu mi-aș dori toate. N-am cum, cu garanții, nu pot. Dacă te, încă o dată știți de ce fac chestia asta, nu depinde numai de mine. Dacă depinde de mine, da, până la sfârșitul anului 2018 ar fi toate. Dar nu depinde de mine. Dar garantat nu aveți nimic, niciunul? Garantat, în ce sens? Care îl finalizați în următorii de da, buldoi excavatorul, e singur ca să, ca e păi primul și proiect. Și obligator ar fi să fie apa și canalul, că dacă da. Nu e vorba nu. De parifer. Nu, nu mă refer. Deci m-ați înțeles? Deci apa și canalul 24 de luni, celul executantul vede că are timp să facă și să bagă acolo. Dacă nu se bagă, nu se bagă. Nu, deci aici trebuie înțeles un lucru. Da. Dacă nu se face, dăm banii noi. E înapoi în Uniunea Europeană. Trebuie să te dăm la timp. Deci noi avem un timp de un an de zile de la semnare, de la primirea avantului, să facem toate demersurile, mă refer, ca acte. Să scoatem executantul și tot. Dar nu cred eu că vine executantul luna noiembrie, cu octombrie sau noiembrie, să apuce de... Suntem la diverse sau discutăm despre raport? Nu, raport, de raport ar trebui. Da, normal băgați pentru diverse, da? Face, poate și proiectul. Dar eu m-am înscris și aștept. Dar nu știm unde suntem, la diverse sau... La raport, dar discutăm raport, nu? Președinte, poate să ne din ceață, cumva. Nu a spus președintele, trece la urmă în funcție. Nu înseamnă că e prea bun raportul, dacă nu știi nimic. Și cât mai e făcut. Eu o sigură întrebare aș vrea. Care puneți marea problemă acum în Horgești, dintre toate care ți le-ați enumerat? Cea mai mare problemă care ar trebui rezolvată cât mai urgent? Cea mai mare problemă? Nu există, sunt mult mai multe mari probleme. Pe șoseaua asta mai mare și mai mare. Pe care ați rezolva-o prima. Nu, cred la ora actuală... Aici s-a prezentat situația care... Ce s-a făcut în primăria asta? Toate, pe toate, nu s-au văzut că proiectele care intenționează să le facă, vă vreau să fie cam puțin în primăria asta. S-a discutat acolo de violență domestică, s-a discutat de, da. De sarcini la... Dacă îmi dați voie și dacă aș gândi... Nu numai pe primar, tot aparatul... Deci, da, deci dacă ar fi două lucruri. Una care ține de noi și una care ține tot de noi, dar nu e efectiv. Adică ar fi drumul județean, care trebuie să facem lobby împreună, că ne-am asumat că vom face chestia asta,
și școala de la Zăvodor. În condițiile în care se învață acolo... Da. Și cum se pleacă, se face degeaba. Domnule, încă o dată, iar mai domnul Gheorghe, încă o dată, nu mai faceți afirmații care nu le știți, încă o dată vreau, încă o dată vreau să vă spun. Să știe acolo vezi. Școala aia veche învață încă foarte mulți copii și acolo cu cea mai rămas, chiar dacă au plecat, au mai rămas. Așa s-a spus de grădință de la Recea, spus de grădință. Da, exact. Domnul președinte, încearcă să faci un pic de ordine aici, adule. Hai, domnul președinte. Vreau să nu știu trei copii, deși nu așa. Vă place, vă place așa la dacă aveai o armă. Priorități sunt toate proiectele, deci toate proiectele. Domnul Grinu, dacă dați voi. Da. Toate proiectele astea sunt priorități. Și buldo excavatorul este o prioritate. Și oricare, și o alimentare cu apă e o prioritate. Nu ați menționat nimic despre raportul curții de cont și deficiențele găsite acolo. Care chiar ar fi trebuit și ele. Altă gâzea. Da. Da, uite, vezi. Data viitoare. Da, mai aveți întrebări în legătură cu raportul? Nu, m-am spus. Puteaș avea și eu. Sunt câteva probleme. Se vede treaba că nu suntem obișnuiți cu prezentarea raportului primarului privind starea economică socială a comunei în anul expirat. Că dacă nu s-a prezentat din 9 ani de zile, s-a uitat treaba. Și este pentru prima dată. Și ar trebui totuși să dea o leagă mai mare importanță. Din raportul ăsta, domnul primar a prezentat activitatea tuturor compartimentelor din primărie și reținem noi că cea mai mare problemă care a stat în fața administrației publice locale au fost problemele sociale, probleme de asistență socială, că am citit acolo că au prezentat că mai mult de un sfert. În schimb, ce trebuie să mai reține? Să mai reține problema că mai mult de un sfert din bugetul local e în rămășiță, în restanță. Deci din 7 milioane cât am avut bugetul anul trecut, 2 milioane și ceva, am înțeles că sunt restanță, care este totuși o problemă. Venită de ani și ani și ani și ani. Bun. Asta. Deci asta este totuși o problemă care ar trebui să stea în... și să vadă cum se poate rezolva. Nu s-a rezolvat atâta an, dar totuși se găsesc anumite situații, anumite soluții care pot fi rezolvate din punctul meu de vedere. De asemenea, dumneavoastră ați prezentat domnul primar că în anul 2017 au fost eliberate 4 autorizații de construire. Beneficiarul autorizațiilor, din câte am înțeles, este doar Oatei Hurgeri. Comuna. Școala, construcții și așa mai departe. Dar la persoane fizice nici o autorizație. Acum nu zic că este vina neapărat a cuiva. În schimb, trebuie văzut că este o tradiție la noi în comună și o tradiție care nu este bună deloc și nu este benefică, în primul rând, pentru cetățeni, nu numai neapărat pentru comună. Faptul că se construiește fără autorizație, din motive obiective pentru unii, adică... 14 autorizații de construire. 14? Nouă am da. Dar faptul că se construiește fără autorizație, nu pot să zic învinuiesc neapărat pe cineva. Omul are nevoie de casă, are cumpărat terenul pe diverse forme, fără acte autentice, nu poate să solicite autorizație când primăria nu-i poate elibera. Toate acestea s-au adunat, sunt vreo câteva multi. Nu are rost să spun cam câte și trebuie găsit și aici așa o soluție, singura după părerea mea, care ar fi să faci un constatare care trebuie făcute la instanță ca autorizații pentru construcții făcute nu mai pot. Da, oamenii nu au acte de proprietate și așa mai departe. Și este o problemă și asta care trebuie să stea în atenția noastră, a dumneavoastră, a noastră, să lămurim oamenii că trebuie să-și facă pe scribinile lor. Să-și rezolve problema intrării în legalitate. Ce găsesc eu și mi se pare un lucru benefic pentru Comuna Hurgeș. Și pentru asta trebuie să apreciem activitatea desfășurată de executiv, de autoritatea executivă. Faptul că e prima dată când se discută despre niște proiecte la nivelul comunei. Care vor fi realizate, eu cred că toate, pentru că s-a semnat cererea, s-a obținut finanțarea, autoritatea de finanțare de la Ministerul
de dotări pentru școala Sohodor. Urmează să se obțină pentru podul de peste Părâul Zodean. Sunt proiecte care sunt începute de autoritățile executive din urmă și trebuie pentru asta să apreciem lucrul ăsta, dar este de apreciat faptul că actualei le duc în continuare. Deci nu mai gata, nu-i bun ăsta, că l-a făcut X și nu știu ce. Deci sunt necesare școala, podul, și mai burdoi excavatorul, rețeaua electrică și așa mai departe. Deci asta înseamnă, dar nu trebuie oprit aici. Și dacă apa, în mod sigur să faci, domne, ar fi chiar imposibil acum să nu se facă și banii dați, și mai urmează și licitația, care nu se ține la nivel de comună, cred, nu? Așa. Avem comisie licitată, avem reprezentanța. În schimb, pe aceeași factoră să ne aduc cu extindere și de pe acum cu proiectul de extindere pentru satul Hurgești. Și astea să meargă mână în mână cu proiectul pentru asfaltarea drumurilor sătești, o parte din drumuri, pe fiecare sat, cum s-o prevăzut. Toți am discutat și asta, poate fi și la diverse, că șanturile sunt făcute și apa curge tot pe drum. Dom'le, apa curge pe drum din cauza că drumurile sunt, folosesc termen, covată, din cauza mare majoritate a drumurilor. Și asta înseamnă că trebuie ori balastate bine, ori amenajate prin reabilitate, prin asfaltări, cu mistură foarte și ușoare, sau nu știu, cam așa e cea schemă. Cam atât am avut de spus. Da, domnul Pire. Ai văzut, mă? Nu mai văzut, mă. Domnul președinte. Deci, întâmplarea face toată, cred eu, 7, 8, chiar 10 ani, să mi se prezint un raport la primar. 10 ani. Nu. Nu mai pune că știți că am scris ultima dată? Sincer să fiu, m-a surprins plăcut acest raport, pentru că este foarte stufos. Și aș recomanda primarului era să... Era și mai stufos, numai ca mai... Mai e ciugulită. Să li se... La cei care nu pot să intre, să fi dat acasă, a citit și aici numai să facem discuții. Să sperăm că anul următor nu o să fie cazul să facem presiuni ca să prezentați acest raport. Să facem o obișnuință. Deci, azi aveți obligația ca acum fiecare an să prezentați acest raport. Bun ar fi să, da, bă, brav, mi-ați ridicat numele. Hai să fim fericiți, îl dăm pe domnul primar, dar noi nu ne-am depus rapoartele încă. Da. Cine nu a depus, nu are decât să discute. Vă spune domnul secretar, așa. Cine au depus, deci, ușor depus. În concluzii, sunt realizări, trebuie să recunoaștem și succes mai pe departe. Mulțumesc. Mai e cineva? Da, hai să trecem la punctul 5. Da, domnul... Ce este? Domnul primar, în zona la mine, acolo, la Anton Radu. Da, la negru, da. Da. Doamna dorește să-i puneți acolo în curbă un bec, pentru că îți spune ea că utilajele agricole care vin de pe câmp de la Arad îi atinge gardul și vizibilitatea e redusă și de timpul nopții. Da. O altă problemă legată de asta, de când nu avem acces la internet. Am văzut la știri la ProTV că orice comună din România are posibilitatea de a accesa fonduri europene și în puțin 15.000 de voucher de 15.000. Da? Bine ar fi să încercați. Bine ar fi să încercați. O analizăm. Da. Deci am primit adresa, o analizăm. Eu ca un sfat, așa, v-am zis. E păcat. E foarte bine, binevenit. Da. Poți să vă spun ceva? Aia au fost la cealaltă puncte, a dumneavoastră, e cam greu, că sunt frumos, zice, da, vrea
se copne ceva. Dar dumneavoastră sunteți și noi reprezentanți. Ia ajunge. Domnul primar, stațiile este două de autobuz aici care sunt pentru... Au copii, vă rog dacă găsiți posibilitatea să puneți câte un coș măcar de gunoi la fiecare stație, pentru că probabil așa o să-i lămurim să depună toate ambalajele de biscuiți, de cafea, de și mulți stau, mulți mai dorat, să pună un coș de cele. Încercăm și metoda asta, poate. Mai văd și camera aia care e deasupra și să gândesc, ultima, mă... Dar mulțumesc, domnul președinte, pentru vizare. Aș avea și eu o problemă. La Ioachim, în față la bar. S-a renovat drumul ăla, dar chemul continuu să aibă o descărcare de gunoi, dărăm o sobă, și închide drumul care, ăla care coboară în stânga și în dreapta, îl închide, mai are puțin, știu că are nevoie de parcare în fața magazinului. Dar nu putem nici să închidem drumul ăla. Deci o continuat, ieri sau la altă, ar punea pământ cu roagă. Da, pentru că atunci când s-a făcut dezăpezire, a venit cu utilajul și a stricat continuu acolo. De ani de zile, tot pune. Reparat, dar își mărește parcare, nu o reparat. Totuși mărește parcare, dar se închide totuși drumul care coboară. Mai coboară un camion pe acolo? Nu scășesc. Eu, dacă merge și măsurăm, eu zic că tot se duce pământul ăla, jumătate de metru pe an, tot, și cât îl închidem, degeaba l-am mai reparat, dacă el îl închide. Verificăm. Domnul primar. Reparat stația aia de la noi, de la cu coșul aici am pus. Păi aceea e o ironie, să punem coș de gunoi cu cerul liber acolo. Sperăm că avem și camera acolo, sperăm să găsim, să, chiar să nu... E că vreau să mă scriu, domnul președinte. Așa. Un bal de partea primăriei. Un bal? De Paști, da. Dacă îmi dați voie ca o părere, noi venim cu localul, nu ne ocupăm cu partea cealaltă. Dintr-un punct de vedere, nu e de... nu. Dar nu ne ocupăm noi de chestia asta, deci asta da. Nu vreau să implic pe nimeni din partea primăriei referitor la chestia asta. Da, vreau să mă întorc un pic la proiectul de la... pentru plantarea de puieți. S-a stabilit o dată anume când va avea loc? Am fost ieri la ședință la Domnul Silvic și am ridicat problema și cu puieții și au spus așa. Normal, luna martie a fost luna de plantări. Nu e posibil din cauza vremii. Mâine facem adresă către dânsii, dar ăsta nu ne pot spune nici ce fel de puieți ne dau. Nici perioada o să stabilească. Întâi trimit un reprezentant, un specialist la noi în localitate să vadă în funcție de loc unde plantăm ce puieți ar fi corespunzător, că diferă care sunt acele locuri. Au zis, noi ne-am gândit, noi am luat în calcul, am zis să mergem cu Salcâmp, pe Horgești momentan. Am mers cu ideea să facem, să punem Salcâmp de la Hațaș până la deal, că au mai fost și tăiați acum niște Salcâmp din zona respectivă. Și am mai zis aici să completăm la stație în jur de masură de la Salcâmp și ceilalți. Deci, în schimb, au zis ieri în ședință, de asta îi și așteptăm, că o să ia în calcul și unde au ei zone de care au fost de pădure, știți, și au fost tăiați copaci. Ar fi util să facem public și să anunțăm în timp, da. Toată lumea interesată. Da, să vrem să participe, să ridicăm și școala. Până nu primim răspuns exact, să ne spun când vin ei și să stabilim cu dânsii, pentru că ieri la ședință n-am fost chemați, că ne cheamă, a fost 8 localități. Și din cele 8 localități, deja 4 au solicitat acest lucru, știți? Și de asta o să stabilească ziua și atunci când avem la cunoștință, o să facem normal, că o să facem la cunoștința tuturor. Da, logic. Facem publicitate și... Și acum, punctual, câteva probleme care le-am asizat și în trecut și nu s-au pus la punct. Nu s-au afișat cheltuielile din nou până la februarie. Sunt afișate. Am studiat un pic raportul financiar publicat. Am văzut că s-au constatat abateri destul de consistente în valoare de... Vă referiți la puterea de control? Exact. Da. De 4,
din valoare este de exactă de 3.126.750 de lei. Da. E raport. Da. Și am văzut acolo că ar fi, s-au dispus practic niște îndrumări, să le zic așa, cam ce ar trebui făcut pentru da. unde se luat planul de măsuri, unde se mai pot recupera banii. Da. Cred că era lui Nenu, cred că e un dosar. Am văzut că ar trebui chiar și niște executări silite, făcute... Da, e bine. Și... Vreau să vă întreb dacă s-au inițiat, dacă s-au luat măsuri pentru o să... Am demarat. Aceste lucruri. Revin la situația inventarului patrimoniului public, dacă s-a definitivat. Și... SEAP-ul, la fel, sunt două luni de când am sesizat că pe datele de acolo, de la persoana de contact, de la persoana responsabilă, nu sunt actualizate. De SEAP-ul deci, sau... în momentul, când intră sau site-ul. Deci pe SEAP, la e-licitație.ro. În momentul când intri și vrei să te uiți la Comuna Horgești, am mai spus, persoana responsabilă apare fostul primar. Deci numai la Horgești sunt domnul acolo. Bogdan Eugen. Nu, domnul Țurcan. Domnul Bogdan Eugen. Am primit o adresă cu Bogdan Eugen. Domnul Bogdan e persoana de contact. De nu știi ce responsabilități va pe zona de contract. Și te așteaptă. Și pentru că am ajuns la achiziții publice, îl avem pe domnul Rotaru, care m-a mai spus. Ar fi util să vedem și un raport de achiziții al domnului Rotaru. Pentru că plătim niște bănuți pe lună care nu sunt puțini și să vedem și noi ce face acest lucru. Și mai am, ar mai fi dezăpezirea unde dumneavoastră ați menționat am studiat un pic contractul, nu ați menționat în ședința trecută că bănuiți că sau nu știu cum a fost, cum. Adică că ar fi fost subcontractat. V-ați văzut exact așa, bănuiesc că dați. Da. Eu m-am uitat pe contract și la punctul 16 spune că prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract. Da, utilajul lui sau lui. Deci, grederile sau lui. Nu? Deci, da. Cu angajatul nu. El nu ar fi putut să-și să înstrângheze decât cu, deci, doar cu acordul dumneavoastră. Deci, presupun dumneavoastră v-ați dat acordul că el să subcontracteze dezăpezirea. Da. Acum ce faci? Să nu mai plătim dezăpezirea? Nu, cum zic nu eu? Nu v-am spus. Nu, da. Nu. Pentru că... Când n-am plătit-o de ca să nu ne mai vorbim, voiam să mă întreb concret. E adevărat că dezăpezirea sau o parte a fost făcută de soțul domnului Savin? El a primit subcontractarea? Da. Ok, deci... Da, nu da spune. Domnul Florescu și domnul Savin au fost cei care... Pe zona aceasta, Florescu, Ion, nu? Da, Florescu, Ion și Vasile Savin. Da, domnule, dar doar nu tu. Mers pe drum, doar nu am mers pe... N-am făcut noaptea de zăpezire, când a fost nevoie. Dumneavoastră nu v-ați dat acordul pentru cele două persoane, doar... Nu, nu, nu. Am înțeles. Ca persoane, nu. A, și mi-ați mai promis un răspuns pentru motivul pentru care nu a mai fost depus proiectul pentru școala pe funcție. Da, mi-am făcut lecția. Da, eu am aici o hârtie primită de la că domnul consultant cu păreri de rău nu mi-a mai răspuns și am făcut o discuție cu domnul primar Biberie, domnul Vasile Biberie. Am zis cum am zis, domnul Vasile, primar. Vasile, spunea domnul secretar. Vasile, nu, eu știu de Vasile Bibiri. Nu pot să-mi permit eu să vorbesc cu... Nu-s de calibru domnului... Nu-s de calibru domnului cu 5 mandate. Că, mă, eu poate o să-mi permit să-i zic Vasile. Nu. În fine, nu ne certăm acum pentru câteva mandate. Și am primit răspunsul, dânsii fiind principal, noi suntem ca și parteneri în proiect. Așa, aveam un contract semnat. Da. Cererea de finanțare a proiectului intervenției sustenabile în Ungurești și Horgești a fost respinsă. Cererea de finanțare la proiectul intervenției a fost respinsă după verificarea administrativă și de eligibilitate. Deci a fost depusă cererea de finanțare? A fost. Deci cererea de finanțare a proiectului respectiv. Cum a fost depusă? A fost respinsă după verificarea administrativă. Dacă noi nu am plătit ca să facă acel proiect. Ați înțeles. Proiectul s-a făcut. Păi și am plătit pentru proiect? Nu. Păi cum a făcut firma proiectul plătit? Domnul meu, da, mă duc să aduc hotărârea de Consiliul Local. Deci m-ați înțeles dumneavoastră? Eu vă garantez și în toate situațiile pe care mă că nu s-a plătit niciun leu. Poți înțelege că plătiți după... De un momentul, dacă dați voie, ca un paralelism, asta nu numai ca un paralelism, vreau să vă spun, suntem
deci s-a aprobat finanțarea Buldo, la ora actuală primăria Horgești n-a plătit către proiectant nici un leu. Deci, încă s-a aprobat, încă am zis, domnule, hai să mergem până la capăt, facem și achiziție și plătim cu totul, totul exact. Mulțumesc. Da. Cam mod de lucru. Da. Hai, domnul Petru, că hai, domnul, nu sunt foarte. Nu, voi fi foarte scurt. S-a făcut împrejmuirea benefică pentru primăria Horgești, dar, domnul primar, sunteți dator cu promisiuni. Eu? Eu? Mi-ați deodată... Vouă, da, doamne, doamne, deodată. Mi-ați promis că rezolvăm problema cu apa aia care vine peste mai acolo. Mersi. Deja am luat legătura cu Vasionu și vrem să construim. Noi prima parte am rezolvat-o. I-am făcut unul așa. Partea proastă este că nu știu cum o rezolvăm cu șanțurile. Trebuie rezolvat cu șanțurile, deci, trebuie să dăm dava de sus, de acolo. Trebuie văzut... cum o rezolvăm și trebuie să o rezolvăm, da. Pentru că sunt soluții, dar numai să vrem. Asta e. Mulțumesc. Ce eu v-am dat o idee, dar dacă vreți o luați de bază. Soluția aici, da. O luați și domnul Danca. Și dacă mai stătea o lună, două, să făcea. Deci aici trebuie făcut un șanț. Un șanț de la pod, da. De unde s-o luat. Cam 4-5 metri de șanț și deasupra a pus un grătar. Grătar, da, e... Nu-i desfundat voi. Studenții nu-i desfundat... M-a scutat un pic. Podul este desfundat. Da? Apa nu se duce. Asta vreau să vă spun. Că nu vine apa pe șanț ca să ducă sub pod. Dar nu că vine apa de aici. Asta nu se duce. De aici vine. De aici. Bă rog frumos, uite. Următoarea ploaie vă invit aici. Sau ieșim acum că mai curgem pe apa. Și vă arăt că apa care vine de aici nu se duce spre dumneavoastră. Unde era deal? Înseamnă că ați trecut pe acolo și n-ați văzut. Sau nu vreți să vedeți. Deci apa care vine de sus, pe șosea de sus. Eu nu suntem doi ori. Mergem, acum ieșim, domnul. Eu apa de aici mergeam. Da, vine domnul primar. Deci când este o ploaie puternică, vine și aici. Când este ploaie, dar la ora toată noi am făcut șanț și îl dăm. Deci o ia peste pod și tot duce pe șosea. Ce naiba e așa de greu de înțeles? Corect, am înțeles. Dacă facem grătarul, se duce pe șanț la naiba și cu asta basta. Dar și acum tot pe șanț se duce asta, apa de aici, domnul. Nu. Băi, dar asta care vine de aici, cum se duc pe șanță? Dumnezeu. Bă, dacă l-o strica cineva, breșa noastră care a făcut-o. E văzut, eu văzut să vorbă. Vor puteți vorbă, domnule credincios. Da, cred că s-au terminat, nu? Era domnul Budnaru. Da, două cuvinte. Dacă putem ajuta parohia Recea să urgentăm un pic cu titlul ăla de proprietate, vor să afuce de... Nu știu dacă nu astăzi e, de adevăr, au fost câteva probleme pe care le-am rezolvat la OCPI. Dosarul este la aprobare la Comisia Județeană de... La Comisia Județeană. De vom funcția. Cam așa, putem să le ajutăm. Da, nu putem. Presiunii, eu am vorbit, facem presiune acolo și să dea drumul mai repede. Adică să-l analizeze dosarul un pic mai repede. Asta e singurul lucru pe care putem să... Dacă e făcut de OCPI și dau la comisie... Da, OCPI-ul l-a depus la comisie. Vreau să depună proiect pentru Casa Prăznicală. Vreau să finanțări. Ok, da, îi trebuie... Când am văzut asta, eram cu altcineva în trecut, o discutat cu doamna. Declar ședința închisă pentru a rezolva. Au două minute, dacă dați voi. Am o problemă.